Lăudați să fie în numele Lui Dumnezeu! Dragii mei, vă salut cu pace, vă spun bună dimineața! Apreciez faptul că sunteți aici! Mă bucur nespus pentru această căutare care este în inima oamenilor, pentru Dumnezeu. Aș vrea, înainte să ne reocupăm locurile, să citesc un scurt pasaj din Scriptură, Prima carte a Bibliei, capitolul 29, versetele 31 la 35. Aici este un pasaj care vorbește despre patriarhi, despre viața lor de familie și despre frământările lor. Lucrurile s-au schimbat, nu mai mergem cu calul, folosim mașina, nu mai stăm în cort, avem case cu pereți din beton. Însă noi, ca oameni, ca ființe umane, rămânem, uh, continuăm să trăim în mijlocul acelorași frământări și probleme. Relații, conflicte, împăcări, fericire, nefericire, de la Adam până la astăzi, viața a rămas aceeași. În jurul nostru lucrurile se schimbă, în interior suntem la fel. Haideți să citim pasajul acesta asupra căruia vom reveni cândva în procesul uh, vorbirii. Deci, Geneza 29 cu 31. Domnul a văzut că Lea nu era iubită și a făcut-o să aibă copii pe când Rahela era stearpă. Lea a rămas însărcinată și a născut un fiu căruia i-a pus numele Ruben, însemnând, vedeți, fiu căci a zis ea, Domnul a văzut mâhnirea mea și acum bărbatul meu are să mă iubească negreșit. A rămas iarăși însărcinată și a născut un fiu și a zis, Domnul a auzit că nu era iubită și mi-a dat și pe acesta. De aceea i-a pus numele Simeon, ceea ce înseamnă ascultare. Iar a rămas însărcinată și a născut un fiu și a zis, de data aceasta bărbatul meu se va lipi de mine, căci am născut trei fii. De aceea i-a pus numele Levi, adică Alipire. A rămas iarăși însărcinată și a născut un fiu. Și a zis, de data aceasta voi lăuda pe Domnul. De aceea i-a pus numele Iuda, adică lăudat fie Domnul. Și a încetat să mai nască. Amin. Amin. Tată drag, este de dimineață și noi suntem printre cei care s-au trezit din somn la viață. Știm că pe fața pământului sunt mulți oameni care au murit în noaptea asta. Ei nu mai aud, nu mai vorbesc, nu se mai pot închina, nici nu mai pot refuza aceste lucruri. Mulțumim că ne-ai dat această zi. Ajută-ne să facem cu ea ceea ce este spre slava ta Amen. și spre binele nostru. Dă-ne, te rog, lumină de sus Amen. să te urmăm pe tine, să ne împlinim menirea și să auzim în ziua cea mare, vinul robun și credincios. Te rog, binecuvintează fiecare persoană care este aici, care a făcut efortul să vină în casa ta pentru a te întâlni pe tine și cuvântul tău. Atinge fiecare suflet, răspunde fiecare întrebări, liniștește fiecare frământare, adu tu rezolvare pentru problemele nerezolvabile, că tu ești Dumnezeu și în cer și pe pământ ne încredem în tine, că vei potrivi cuvântul pentru fiecare situație, pentru fiecare persoană și pentru fiecare familie, că tu ești Domn și noi ne smerim și ne închinăm înaintea ta. Amin. Stimații mei, vă invit cu respect să vă reocupați locurile. Dacă era seară, eram obosiți. Dacă e dimineață, nu ne-am trezit bine. <laughs> Întotdeauna e o problemă cu noi. Sunt foarte bucuros să avem astăzi câteva ore împreună. Pentru mine este o mare onoare. Biserica Elim este un loc special pentru mine pentru că de mulți ani, de când Domnul m-a chemat să predic Evanghelia, Biserica Elim a fost un loc cald, plăcut, primitor, extrem de primitor și frații pastori, conducerea bisericii a manifestat multă prietenie și ospitalitate, generozitate față de mine, față de familia mea, față de slujirea mea. Întotdeauna vin aici cu multă plăcere pentru că mă simt ca într-un loc unde sunt iubit și primit cu bucurie. Apoi sunt foarte bucuros pentru că ați făcut efortul să veniți aici. Dumneavoastră știți că noi suntem doar oameni și uh, oricât de intensă ar fi pregătirea noastră academică, oricât de profund ar fi darul chemării noastre de slujire, noi rămânem niște oameni muritori, suntem extrem de limitați, foarte vulnerabili și uh, privirile noastre trebuie îndreptate înspre Domnul. El este unic, el este inepuizabil, el cunoaște interiorul nostru și el are și puterea să-l schimbe. El este adevărata resursă. Oamenii sunt doar canale prin care Dumnezeu se manifestă, se exprimă, dar, îndreptările, dar privirile noastre trebuie îndreptate deasupra oamenilor, la Hristos. Aseară am spus câte ceva și o să continui și astăzi, profitând de oportunitatea asta de a, avea, de a fi oamenii care ne încadrăm în contextul subiectului, adică oameni căsători sau cu perspectiva căsătoriei. Întotdeauna apreciez foarte mult viziunea pe care Biserica o are cu privire la organizarea la astfel de evenimente. Dacă am fi fost aici într-un serviciu divin și am fi fost de la copii la oameni în vârstă, atunci adunarea ar fi fost foarte pestriță și eu nu aș fi avut așa de uh, profund libertatea să vorbesc despre chestiuni de familie, pentru că ar fi fost, și, pentru că ar fi fost cu noi și persoane care... Nu se încadra în sfera de interes a acestei întâlniri. Lăsați-mă să vă dau un exemplu din, dintr-o altă experiență nebisericească. Noi asta ați văzut când mergem la școală, că în funcție de vârstă, de experiența vieții și de capacitatea de discernământ, suntem așezați pe clase. Niciodată nu te duci la școală și te așează în funcție de înălțimea corpului în clasa 6 -a sau a 7, -a, ci te duci în clasa 1 împreună cu alții de clasa 1. -a. Ajungi în clasa a doua împreună cu alții de clasa a doua. Nu mai imaginați-vă că într-o zi directorul, într-o școală foarte mare, de la 1 la 12 clase, iar aduna pe toți la oaltă, într-o sală mare, și ar chema un profesor de matematică să le prezinte o lecție, un curs. Dumneavoastră, ce părere aveți? Cam ce ar trebui să le spună profesorul de matematică dacă ar fi acolo de-a întâia, de-a doua, de-a treia, de-a patra și până la liceu? Hai să-i aducem și pe ea de la facultate. Ce credeți că ar spune profesorul la de matematică ca să se potrivească pentru toți? Nu e așa că n-ar putea să spună mai nimic? Pentru că dacă ar vorbi pentru cei mai mici, cei mari s-ar -ar plictisi și ar ieși. Dacă ar vorbi pentru cei mari, cei mici și-ar scoate mașinuțele și și-ar face de treabă. De aceea, seminariile acestea, care se adresează unui grup țintă, adică ne-am întâlnit cu oameni care sunt familiști sau au perspectiva familiei, și discutăm despre chestiunea asta, despre experiența noastră de viață. E adevărat, unii suntem familii de un an, 10, alții de 30, 40 sau mai mult. Dar oricum, indiferent de intensitatea experienței, vorbim despre o experiență comună, vorbim despre ceva ce ne așează pe fiecare în aceiași pantofi. De aceea cred eu că este extraordinară viziunea pe care Biserica o are, să creeze astfel de întâlniri unde putem în mod consacrat să discutăm despre chestiuni care ne privesc pe noi. Putem intra în detalii fără să ne jenăm de cei mici pronunțând cuvinte care sunt rezervate, de, de pildă, domeniului sexual sau altceva, deși noi nu ne întâlnim pentru chestiuni de astea aici. Dar uneori facem atingere în vorbirea noastră. Aseară am încercat să spun câte ceva despre modernism și postmodernism. Pentru că aceste două ideologii uh, sunt un fel de consecință a tot ceea ce s-a întâmplat în lume până astăzi. Uh, Nietzsche, spre exemplu, el a introdus uh, fatalismul în filozofie și asta a generat libertatea de a te sinucide. Apoi au venit tot felul de revoluții, în mod deosebit din Franța. Franța a fost una dintre țările care a adus multă împotrivire creștinismului. Apoi din Rusia și în general foarte multe revoluții care au schimbat ideologia și mentalitatea oamenilor. Și spuneam aseară, repet astăzi fără să insist, că atunci când noi venim în biserică, spre exemplu acum, noi suntem niște oameni care am fost bombardați cu informații de când am început să, să citim, să deosebim stânga de dreapta, 7 8 10 12 ani. Și în mintea noastră au fost așezate tot felul de opinii ale altora, unele de sorginte creștină, altele de sorgintă păgână, ba chiar ateie. Ei, noi suntem un fel de magazie plină cu de toate. Toată lumea a pus în magazia asta ce a vrut. La școală ne-am uitat țintă la profesor și ei ne-au spus de toate. Ne-au spus că nu există Dumnezeu, ne-au spus că venim din maimuță. Ne-au spus tot felul de lucruri. Asta toate sunt aici. Noi să știți că mintea noastră, din punct de vedere al subiectului, al ideii prezente, are trei etaje. Are etajul conștient, subconștient și inconștient. Aceste trei etaje conțin informații care nu se vor șterge niciodată. Doar că informațiile pe care le-am folosit o singură dată și nu le mai folosim niciodată, Există un administrator în mintea noastră care ia informația asta ce nu mai este folosită pentru că el își asumă că nu mai avem nevoie de ea și o coboară în subconștient. Și dacă mai mult nu folosim, trec ani și nu o mai folosim deloc, el o coboară în inconștient. Aceste trei camere nu vor pierde niciodată informațiile pe care noi le-am văzut sau le-am auzit. Doar că numai în camera asta avem noi acces conștient, numai asta este luminată, în astea două este întuneric și noi nu mai conștientizăm ce este aici. Dacă într-o anumită situație o informație pusă în subconștient sau inconștient este refolosită, administratorul se duce în subconștient sau în inconștient, ia informațiile în legătură cu ideea la care am revenit și le readuce în conștient. Haideți să folosim un exemplu mai, mai jenant un pic, să vorbim despre pornografie. Atunci când o persoană vede o poză nud, ca asta este pornografia, să vezi oameni fără haine, e normal să fii fără haine, în shower, în, în duș, normal să fii fără haine în intimitatea familiei, adică soțul cu soția pentru relațiile intime, pentru că sub protecția legământului, omul are dreptul să-și aleagă o soție și o femeie are dreptul să-și aleagă un soț. Să facă copii, să-i crească și să se bucure de viață. Doar că oamenii au ajuns atât de destrăbălați, aproape la bestialitate și la animalitate, încât au spart tiparele lui Dumnezeu și și-au făcut de cap. Pornografia este o chestiune care creează una dintre cele mai adânci forme de dependență. Și este foarte greu să mai ieși de acolo. Atât de greu ieși, la fel cum, la fel de greu ieși din droguri, poate chiar din alcool, în general din substanțe. Dar să revin. Atunci când o persoană vede o poză în nud, el nu mai poate uita niciodată. Deci poza aceea nu se mai șterge absolut niciodată din capacitatea de memorie. Doar că, dacă este relativ proaspătă, poza este aici, în conștient. Când poza este în conștient, diavolul, ori de câte ori te vei ruga, va lua poza aceea și ți-o va, pune, ți -o va pune în față. Te vei gândi la ea, o vei vedea și te va descuraja să te rogi. Te va inhiba, îți va spune, tu te rogi acum, păi da, cum asociezi rugăciunea pe care o faci acum cu poza de ieri sau de acum o lună? Și îți va lua aerul, îți ia curajul, îți ia încrederea, te face să te simți descalificat să te rogi. Și nu prea mai ai chef să te rogi. Dacă trece mult timp și nu te mai uiți la pornografie, poza aceea nu mai are forță. El ți-o mai arată, dar nu mai are forță și ea încet, încet coboară în subconștient. Chiar dacă nu mai ții minte, ea este acolo, dar e într-o cameră unde e întuneric. Că așa a organizat Dumnezeu mintea să nu fie stresat omul cu tot ce a văzut vreodată în zona conștientă. Păstrează în zona conștientă numai lucrurile care se repetă. Observați, Google-ul astăzi și în general știința digitală folosește tiparul lui Dumnezeu când mă urc în mașină, telefonul îmi spune, faci 14 minute până la biserică. De ce? Pentru că el știe că eu la ora aia, mă duc la biserică. Ei bine, ăsta e tiparul pe care l-a creat Dumnezeu, să nu stăm cu, toată, cu, cu tot bagajul acesta uriaș de informație în conștient, că ne-am fi fost extrem de stresați. De aceea administratorul minții păstrează în zona conștientă numai lucrurile cu care lucrăm, cele pe care vede că nu le mai folosim deloc, le aruncă în magazia asta a subconștientului sau a inconștientului. Când o poză nudă ajunge aici, nu o mai vezi, ea e acolo, dar nu mai ești conștient de ea. Dacă peste 5 ani din nou ajungi, din nefericire să te uiți la pornografie, administratorul se duce, ia toată experiența aia de acolo, o aduce în prezent ca și cum s-ar fi întâmplat astăzi. Atât de, spuneam aseară, atât de fluidă este mintea, Atât de flexibilă, atât de capabilă este mintea. Tocmai de aceea ar fi bine să ne ferim de imagini care aduc în noi ispita, intensificând-o din ce în ce mai mult până când ea devine păcat. O ispită nu-i păcat, dar ea conduce la păcat. Cu cât ne apropiem mai mult de ispită, cu atât capacitatea de atracție, de influență, magnetismul acesta va deveni mai profund și ne va absorbi, ne va, ne va atrage în mod irezistibil. E bine să stăm departe de sferele de, de atracție a acestor ispite, să avem o viață care să nu se învârtă în jurul acestor mari atracții, pentru că suntem doar oameni, noi suntem extrem de vulnerabili foarte vulnerabili. Atunci când noi judecăm pe cineva care a căzut în adulter sau un alt gen de păcate de felul ăsta mar și mar prin consecințele lor, că de fapt păcatele nu sunt mari sau mici, să știți că ar trebui nu să-l judecăm pe omul ăla, ar trebui să-i mulțumim lui Dumnezeu că pe noi nu ne-a expus. Eu cred că dacă noi am fi expuși, aproape toți am cădea, noi nu am căzut că n-am fost expuși, Dumnezeu a avut milă de noi. Și în vârtejul ăsta care trage și vapoare, nu numai oameni, la fundul apei, Dumnezeu ne-a ținut departe, ne-a protejat. În sfârșit, n-am avut intenția să spun asta, am vrut doar să spun următorul lucru. Mintea noastră este o magazie plină cu lucruri. Lucrurile astea, toate ne influențează. E ca și cum înghiți o pastilă de somn, iei 4 miligrame de melatonină sigur că vei adormi. Degeaba te ții tare, poți să ai mușchi să nu te încapă hainele. N-are nicio legătură. O substanță care intră în sânge și va face datoria. Ei, tot la fel, lucrurile din mintea noastră au informație care ne influențează, ne împing, ne atrag. Spuneam aseară și repet în dimineața asta faptul că <coughs> Scuzați-mă, faptul că unul dintre cele mai importante lucruri pentru o viață de cuplu, în general, sau nu, pentru, o, pentru relații în general și pentru o viață de familie în special, este asumarea responsabilității. Dacă noi ne angajăm la o companie, ne angajăm pentru un anumit post, există acolo un job description, o fișă a postului, care îți te face responsabil de anumite activități pentru care ești remunerat, pentru care ești plătit. E la fel în familie, dacă intrăm pe poziția de soț sau de soție, sunt la nivel de funcție anumite responsabilități și la nivel de formă anumite încredințări. Dincolo de responsabilitățile majore, ca principiu, există responsabilități de circumstanță, adică Într-o familie, soțul s-ar putea să nu fie să nu, se, să nu se aștepte ca să spele vasele. Să nu existe așteptarea asta față de el. Adică soția să nu se aștepte. De ce? Să presupunem că ea stă mai mult acasă și are foarte mult timp la dispoziție. El stă foarte puțin acasă, că muncește foarte mult în afara casei. În situația asta, soția nu se așteaptă ca el să spele vasele. Pentru că ea petrece foarte mult timp acasă aproape deloc în afara casei, și evident că e normal să se ocupe ea de casă, el de afara casei. Dar dacă amândoi lucrează și vin amândoi seara, atunci e normal ca soția să se aștepte și el să facă ceva, pentru că amândoi s-au întors la 5 sau la 4 sau la 6. Vedeți, responsabilitățile pe de-o parte sunt principiale. Femeia trebuie să facă ceva și bărbatul ceva, și astea au devenit specifice pentru femei și pentru bărbați. Dar dincolo de acestea care sunt mari și care sunt specifice, sunt o puzderie de responsabilități care în anumite familii sunt delegate bărbatului, în altele sunt delegate femeilor, în altele sunt cine are timp. De aceea nu trebuie niciodată să, să facem prea mult caz Niciodată nu trebuie să facem prea mult caz de faptul că într-o familie este așa și la noi este în alt fel. Dacă în familia din care vii este pace în felul ăsta, mergeți în felul ăsta. Nu trebuie neapărat să imitați altă familie și să ajungeți la conflict. Pentru că nicio familie nu este ca celelalte familii. De aceea trebuie neapărat să stați amândoi de vorbă. Și ori de câte ori nu vă înțelegeți, trebuie să ajungeți la înțelegere. În baza unui acord. Acord înseamnă că vă luați timp. Și discutați o problemă. Cearta este un fel de discuție violentă, o discuție la doi oameni maturi, care lasă emoțiile lor să o ia în a Eu, când am fost tânăr, m-am certat cu Carmen de multe ori, pentru că nu am vrut să mă cert, dar era un automatism. Dacă mă enervam, pur și simplu mă trezeam țipând. Încercam să mă impun să o intimidez. Lucrul ăsta îl făceam uneori conștient, alteori inconștient. Dar anii au trecut, sunt 38 de ani de atunci. Am avut o experiență spirituală în care Dumnezeu mi-a vorbit într-un fel unic, dar banal. Ciudat să fie banal când Dumnezeu îți vorbește, dar a fost banal. Viața mea e compusă din lucruri banale. Nu prea am ce să spun despre mine, că nu mi s-a întâmplat lucruri ieșite din comun decât de vreo două, trei ori în viață. Restul, Viața mea e o viață normală, absolut normală și banală. Banală nu în sensul banalității, ci în sensul obișnuitului. Am avut o discuție mai aprinsă cu Carmen cu privire la nu mai țin minte ce. Așa cum se întâmplă uneori, să nu spun rare ori sau deseori în familie. Și în timpul acestei discuții am avut experiența asta. Cum s-a întâmplat? Eu de-abia așteptam să termine ea, ca să-i spun eu punctul meu de vedere, ea de-abia aștepta să termin eu și să-mi spună ea punctul de vedere și niciunul nu l-a ascultat pe celălalt pentru că eu mă gândeam ce să-i spun eu când îmi vine rândul. E În procesul acesta am auzit că o voce, am auzit că cineva, deși eram numai noi amândoi în casă, a repetat psalmul, a repetat versetul acela din psalm care spune că atunci când cel rău stă înaintea ta, să ai grijă ce spui. Când am auzit aceste cuvinte, deși psalmul ăsta îl știam bine, versetul ăsta îl spuneam uneori în predici, când am auzit acest, acest, acest mesaj, dintr-o dată m-am speriat și m-am gândit dacă mai e cineva în casă. Mi-am dat seama că nu mai e nimeni în casă și atunci a fost logic să-mi asum că se întâmplă ceva dincolo de noi, e o implicare a lui Dumnezeu într-un fel și... Am fost extrem, extrem, extrem de impresionat. Atât de impresionat am fost încât într-o fracțiune de secundă am înțeles tot. Dar pur și simplu am înțeles tot. Nu mai era nevoie de nicio explicație. Atunci când Dumnezeu apare în peisaj, lucrurile se întâmplă într-o altă manieră, într-o altă viteză, într-un alt ritm. Procesul normal de a învăța și de a înțelege, de a te prinde cu alte cuvinte, se accelerează până dincolo de natural. Într-o singură fracțiune de secundă am înțeles despre ce este vorba. Și ce credeți că s-a întâmplat? Atunci când am o discuție cu Carmen, sau nu numai cu ea, dar vorbesc acum de relația de familie, și se întâmplă că ea să fie supărată, sigur că și ea a devenit din ce în ce mai puțin supărăcioasă de-a lungul anilor ca și mine. Dacă se întâmplă să fie supărată și la supărare devine puțin mai categorică, mai impulsivă, atunci nu răspund la nivelul acesta, ci pur și simplu încerc să nu intru în jocul acesta, să nu argumentez ci pur și simplu sunt defensiv. Nu sunt ofensiv, pur și simplu sunt defensiv. Pentru că eu nu provoc, ea se liniștește. După ce se liniștește, trec 10-15 minute, vine la mine și îmi spune, tu ești un om bun, îți mulțumesc pentru că ai avut răbdare cu mine. Admirația pe care o simt în clipele acelea este o recompensă atât de mare încât mă pregătesc pentru data viitoare să fac lucrul ăla și mai bine. Acum îi spun, poți să stai un pic pe scaun? Acum pot să vorbesc cu ea. Toți neurotransmițătorii, toată chimia ei este în cutie, e liniștită, poate să gândească, nu, nu se simte în luptă, nu se simte atacată, e liniștită, simte iubirea, este în siguranță, e în starea de confort sufletesc și acum mă ascultă. Și îi spun, puteam ușor să ne certăm mai devreme. Este important însă să. Și acum pot să vorbesc cu ea despre asta, deși nu mai fac lucrul acesta acum. Ce am vrut să vă spun? Este ușor să ne enervăm și după aceea să spunem că celălalt este vinovat. Este un mare har în viață să ajungi la un punct în care Dumnezeu te conduce la o experiență ce are rolul să te ajute, să-ți deschidă mintea, să-ți ofere o anumită perspectivă. De foarte mulți ani, de la experiența asta, eu încerc să-mi cultiv tăcerea, dar nu numai în legătură cu soția, ședințele de comitet, conflictele de la biserică, slujba mea de păstor, care implică foarte multă adversitate în tot felul de situații. Situații din viața mea personală, întotdeauna oamenii te implică în conflicte sau tu provoci un conflict. Orice conflict ar trebui tratat cu tăcere. Tăcerea este cel mai bun medicament pentru un conflict. Când un om e nervos, nu are capacitatea să te asculte. El este într-o luptă. El și-a scos sabia și el se apără. Fiecare se apără cât îl duce mintea. În funcție de experiențe, de familia de proveniență, unde și-a format anumite automatisme, automatisme comportamentale, mă refer la anumite reflexe, anumite obiceiuri. În general, oamenii se ceartă într-o clipă. Pentru că cearta este un instinct de conservare, un fel de a te apăra. Dar te poți apăra și altfel decât cu sabia. Te poți apăra cu tăcerea, de pildă. Atunci când te ceri cu cineva, dacă el îți spune un lucru urât și tu taci, el nu îți va mai spune încă o dată un lucru urât. De când numai dacă tu continui, va veni și el. Pentru că întotdeauna este unul plus unul. Noi ne certăm pentru că fiecare îl provocăm pe celălalt să răspundă. Și mai întâi intrăm în conflict de la un anumit lucru și după aceea nu ne mai certăm pentru lucrurile ăla. Ne certăm pentru că nu ne certăm bine. Să vă dau un exemplu. Eu îi zic ceva soției mele, de obicei ceva critic, dar nu atac problema, ci atac persoana. Ea se simte atacată de omul care ar trebui să o iubească și reacționează. Și eu îi spun, după ce că ești vinovată, mai ai și gură să vorbești. Și ea îmi spune, păi tu nu știi decât să critici întotdeauna. Mie mi se părea că ar trebui să tacă, dar ea vorbește și asta mă enervează și ridică nivelul meu de sensibilitate și eu devin și mai dur. Și ea devine și mai dură. Vă mai aduceți aminte de cercul de seară? Ea devine și mai dură și eu devin și mai dur. Pentru că mie mi se pare umilitor să mă opresc. Și atunci, știi, mintea mea a stai că te pun eu la punct și vin cu o bombă și mai mare. Unde ne ducem în felul ăsta? Cineva trebuie să se oprească, pentru că altfel lucrurile escaladează. După o ceartă din asta, unde folosim și cuvinte de poate mai grele, prosto sau eu știu cum mai zicem noi, fiecare cât îl duce mintea. Emoțiile sunt foarte rănite. Există tendința unei detașări emoționale. Dacă și la serviciu are un coleg care e foarte amabil, foarte tăcut, care știe să aprecieze, își mai dă și cu odicolon vorba lui bunicul, cu parfum. Atunci, în perioada asta de criză, de conflict, când ea se simte, sau el, neiubit, neînțeles, neiubită, neînțeleasă, așa să știți că se ajunge la adulter, deși nu întotdeauna se ajunge pe drumul ăsta. Dar ce am vrut să spun este că familia mea este cum o fac eu. Familia mea are calitatea pe care o am eu și pe care o are Carmen. Dacă eu îmi dezvolt caracterul și știu să gestionez momentele sensibile, tensiunile din familia mea, atunci familia mea mă va admira pentru că ei văd că eu absorb, eu preiau tensiunea. Ce am pierdut eu dacă am tăcut în loc să răspund, tac. Iar mai târziu mi se spune, tu ești un mare bărbat, acum pot să vorbesc ca am cu cine, dar cu un om nervos ce poți să vorbești? Nu poți să vorbești că el are emoție și emoția asta nu poate fi vorbită, poate fi doar certată. El atacă, el se apără, el împinge. Cineva spunea, dacă prinzi pe cineva la colț, fă loc să fugă, că dacă nu-i faci loc să fugă, te pleznește că trebuie să scape viața. Cam așa stau lucrurile când ajungem în conflict. Toți oamenii ajung în conflict, dar depinde de cum le gestionăm. Unele dintre cele mai mari probleme în via una dintre cele mai mari probleme din viața noastră este capacitatea de a gestiona sexualitatea noastră, mânia noastră, timpul nostru, banii noștri, conflictele noastre și restul lucrurilor care se pot adăuga. Pe primul loc este gestionarea sexualității. Nimic nu e mai greu în viață. Cel mai important organ sexual nu e organul sexual, este creierul. Freud a vorbit mult despre chestia asta în psihanaliza lui. Dar gestionarea sexualității înseamnă mai mult decât intimitatea noastră. De asemenea, mânia, gestionarea mâniei și toate celelalte lucruri. Aceste gestionări ale acestor fenomene sunt la nivelul caracterului nostru. Dacă un om nu are caracter, atunci el le va face într-o manieră primitivă. Fără minte, fără discernământ, fără scop, fără înfrânare, va fi ca o mașină fără frâne. Am fost la Gura Hons, joi seara, pred am predicat acolo la evangelizare, și am trecut pe, dealul, pe uh, unde idealul ăla al Hălmagiului, cred că pronunț bine localitatea aia. Acolo, un camion cu vreo 35-40 de ani în urmă a rămas fără frâne. Și cred că au omorât 10 sau 11 oameni, dacă bine mi-aduc eu aminte povestea lor. Și acum când am trecut pe acolo, deși drumurile s-au modificat acum, sunt foarte fain, arată bine, am căutat cu privirea grămada aia de cruci de pe marginea drumului, pentru o simplă frână care a lipsit. Atunci când știi să taci, ai impresia că te autoumilești, că faci pe prostul, că te va ține sub papuc. Când ești om, ești admirat, nu prostit. Când reușești să salvezi pacea, unei, pacea familiei, când reușești să nu adresezi cuvinte grele, care nu se mai uită niciodată. Odată am, am avut o discuție mai aprinsă cu Carmen și i-am spus, -am spus ceva mai, mai dur. Și a venit la mine și mi-a spus următoarele cuvinte. Oricine mi-ar fi spus cuvintele acestea nu aveau nicio importanță. Dar pentru că mi le-ai spus tu, nu se le mai pot uita niciodată. Nu m-am așteptat niciodată la tine pentru că o să ca să-mi spui cuvintele astea, indiferent dacă le meriți sau nu. Am crezut că tu mă iubești atât de mult încât mă vei proteja, vei înțelege că eu sunt femeie și că am nevoie să fiu iubită. Tu care predici despre 1 Petru capitolul 3, versetul 7, de data asta ai uitat de predica din versetul ăla. N-am să pot uita niciodată umilința pe care am simțit-o. Frații mei, surorile mele, noi nu ne-am întâlnit aici să transmitem informații. Ne-am întâlnit aici să învățăm, să aplicăm informațiile pe care le știm deja de multă vreme. Încercăm să excelăm prin mașini, prin case, prin îmbrăcăminte, prin tot felul de lucruri care ne fac deosebiți uitând faptul că ceea ce contează cu adevărat este caracterul nostru cum ne comportăm cât de altruiști suntem cât de înțelepți suntem și mai ales să ne cultivăm răbdarea le spun părinților tineri că răbdarea este o chestiune care se învață precum se învață să cânți la pian cum ai învățat tu să cânți la pian cineva ți-a arătat într-o zi cum să cânți și după aceea pur și simplu te-ai trezit că știi să cânți? Eu sunt sigur că nu s-a întâmplat așa. Eu sunt sigur că cineva ți-a arătat și tu ai tot exersat, ai tot exersat, ai tot exersat și a început să funcționeze din ce în ce mai bine. Dar în spatele la acest a cântat la pian este foarte multă repetiție. Foarte multă repetiție. Ei răbdarea nu e altceva decât, adică practicarea răbdării nu e altceva decât repetarea acesteia. Uitați ce le spun părinților tineri. Dar asta e valabil pentru oricine, nu numai pentru copii. Le spun părinților tineri și de obicei găsesc un exemplu. Hai să luăm exemplu cu înghețata. Dacă ai un copil care, să zicem, care are 2, 3, 4, 5 ani, sau indiferent câți ani are, și își cere înghețată, sigur că o să-i dai dacă ai. Dar de cel puțin 2-3 ori pe săptămână nu-i da și spune următorul lucru. Uite, am un motiv pentru care nu o să-ți dau înghețată acum este 11. Am să-ți dau la ora 1. Nu, te rog frumos, știți cum reacționează copiii. Ei se țin de tine, sunt în stare până la anul. Și atunci te uiți la el și îi spui, ascultă-mă, pot să vorbesc cu tine serios? Da. Uite, am un motiv ca tu să aștepți până la ora 1 și la ora 1 îți dau înghețată. Poți să ai răbdare până la 1? Și probabil că o să zică da. Ei, până la ora 1 îl va mânca pielea va fi foarte agitat, se va uita tot timpul la ceas, dacă nu știe câte ceasul va veni să se întrebe de 2000 de ori s-a făcut ora 1. Ce se întâmplă în astea două ore de la, 1, 11 la 1? El își exersează răbdarea. Dar de ce își exersează răbdarea? Pentru că i s-a promis că la ora 1 primește. Pentru că i s-a promis, se agață de promisiune. Și exersează în două ore răbdarea. Orice lucru pe care îl exersezi, îl faci mai bine. Frații mei, noi nu, noi nu putem ierta pentru că nu am exersat iertarea. de suntem dușmănoși și firești, nu putem ierta. Noi nu putem răbda pentru că nu am exersat răbdarea. Noi știm să facem doar ce am exersat să facem. N-am avut intenția să spun nimic din lucrurile astea, așa că mă opresc, mă întorc și revin. Spuneam că sub egida acestui titlu din impas în armonie, așa cum frații păstori, conducerea bisericii a pus titlul acestei întâlniri, am vrut să vă vorbesc despre riscuri și responsabilități, pentru că riscurile și responsabilitățile sunt două lucruri care dau multă calitate sau fură calitatea unui cuplu, unei relații. Atunci când vorbim despre riscuri, bărbații au riscuri specifice în viață. Care credeți că sunt cele mai mari riscuri pentru un bărbat? Dacă tot am eu microfonul, haide să încerc eu să vă spun două, pe primele două din punctul meu de vedere. Prima este imaturitatea și a doua probabil că este pofta. Imaturitatea și pofta. Care credeți că ar putea fi primele două riscuri pentru o femeie ca soție în contextul studiului de astăzi? Probabil că este competiția, adică ea intră în competiție, în concurență cu soțul ei, în loc să-l completeze, îl concurează. Se întrec amândoi. Când o femeie se, se ceartă cu soțul ei, se luptă cu soțul ei, ea iese din condiția de femeie și intră în condiția de bărbat, pentru că se luptă. Se masculinizează în momentele acelea. Lupta este un lucru specific bărbaților, nu femeile. Femeile sunt finuțe, sunt delicate, feminitatea lor nu trebuie să se preteze la astfel de comportamente. Dar haide să revin. Concurența și probabil că al doilea, al doilea mare risc este expunerea sau goliciunea. Nu o să spun aproape nimic despre aceste patru riscuri, decât doar să fac o scurtă introducere la imaturitate este, cred că, ușor de observat faptul că dacă ai doi copii, o fată și un băiat, fata de mică e foarte responsabilă. Foarte responsabilă. Se învârte pe lângă maică sa, o ajută. O fată pe la șapte-opt ani poate să îngrijească de un copil. În foarte multe culturi, fetele la 12 ani se căsătoresc. Pe la 13 ani pot avea un copil. Un băiat la 12 ani 14 ani, 16 ani, nu are nicio șansă să fie serios. Băieții se maturizează mai târziu. E adevărat că și când se maturizează, se maturizează, nu se încurcă, dar ei se maturizează mai târziu. Sunt două evenimente care activează maturizarea băieților. Primul este munca, trebuie să se angajeze undeva. Și al doilea, și acesta e cel mai important, este căsătoria. Căsătoria este experiența în care soția stoarce orice e mai bun într-un bărbat. Maturizarea se desăvârșește în căsătorie. Există riscul ca un bărbat să nu se maturizeze. Aici sunt trei cuvinte care explică reperele, cele trei repere, din punct de vedere al procesului maturizării. O să folosesc cuvântul băiat, bărbat și patriarh. Băiat, bărbat, patriarh. Dacă îmi spun băiat, nu mă refer la vârsta unui băiat, ci mă refer la starea unui băiat. Când spun bărbat, nu mă refer la vârsta unui bărbat, ci la starea unui bărbat. Și patriarh de asemenea. Sunt băieți între 0 și 80 de ani. Adică bărbați de genul masculin, de fapt ființe de genul masculin, care nu s-au maturizat. Ce înseamnă să fii un bărbat imaturizat? Nu ai ordine în viață, Adică ești dezorganizat. Nu ai priorități. Aceste două caracteristici definesc în mare imaturitatea. N-are nicio importanță câți ai ai. De obicei, când oamenii îmbătrânesc, se și maturizează. Dar ascultați-mă puțin. Îmbătrânirea e obligatorie. Maturizarea e opțională. Nu e obligatoriu să te maturizezi, doar să îmbătrânești. Sunt mulți oameni care îmbătrânesc și sunt copilăroși ca în tinerețe. Pentru că așa este. Unii au specific, nativ, alții, circumstanțial. Maturizarea este un proces conștient, nu e o întâmplare. Nu aștepta să îmbătrânești crezând că vă veți maturiza. Că așa cum spui, trăiești, acționezi într-o manieră greșită la tinerețe, o poți face și la bătrânețe. Maturizarea este un proces conștient, voluntar. E ceva în care investești. E dezvoltarea caracterului. Deși mă tot pierd în detalii, deschizând tot paranteze, trăind tot timpul într-o paranteză, mai spun lucrul ăsta și o să luăm o pauză, ați observat că astăzi e la modă să se vorbească despre dezvoltare personală. Înțelegeți expresia? Mă gândesc că da. Ce înseamnă dezvoltarea personală? Unde ajunge ea? Ajunge la o stare de încredere în tine care este idolatrie. Adică, eu pot, eu știu, am încredere în mine, am încredere în mine. Nu mă interesează pe mine că voi spuneți că eu sunt urât, eu știu că sunt frumoasă. Nu mă interesează ce credeți voi despre mine că sunt predicator slab, eu știu că sunt predicator bun. Și pur și simplu oamenii sunt învățați. Se pompează în mintea lor încrederea asta falsă și noi, credincioșii, încercăm să luăm chestia asta ca pe, un, ca pe un lucru bun. Dragii mei, ați citit vreodată Biblia? Ați întâlnit vreodată ideea asta în Biblie? Că ești bun, ești tare, ești grozav. Eu în Biblie am citit doar opusul. Știți ce ne învață dezvoltarea personală? Dezvoltarea personală ne învață să avem încredere în noi, nu în Dumnezeu Ne învață să fim mândri și aroganți și să le știm pe toate Am citit pe Facebook, nu știu dacă am libertatea să vă spun sau nu Că nu-i frumos deloc Și nu-mi nu stă frumos să spun ce nu-i frumos, mai ales în public Dar totuși am să vă spun Să mă iertați că vă spun ce urmează să vă spun Scria acolo așa Caut un prost ca să-l învăț Și nu mai există niciun Toți știu Asta e dezvoltarea personală. În loc să dezvoltăm umilința, smerenia, dependența de Dumnezeu. În loc să ne conștientizăm vulnerabilitățile. Dezvoltăm un complex de, de superioritate care nu are nimic la bază decât o asumare. E adevărat, nu trebuie să dezvoltăm un complex de inferioritate. Nu, ci trebuie să stăm în echilibru. Dar niciuna dintre extreme nu sunt bune. Ambele sunt la fel de dăunătoare. Nu cred că este necesar să-mi pompez autosugestie de genul ăsta zgrozav, 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 zgrozav. N-are rost. Eu știu cum sunt. Eu trebuie să mă apropii de Dumnezeu, nu ca fatalismul lui, lui Nice, dar nici ca idealismul dezvoltării personale. Fatalismul este o extremă. Idealismul este cealaltă extremă. Realismul este partea de mijloc, de echilibru. Noi trebuie să fim realiști. Nu toți suntem foarte frumoși. Nu toți avem un coeficient de inteligență foarte mare. Nu toți avem un coeficient emoțional foarte mare. Suntem așa cum suntem. Nu-mi doresc să fiu ca niciunul dintre dumneavoastră. Vreau să fiu ca mine. Eu vreau să dezvolt omul ăsta. Nu vreau să-l dezvolt pe ăsta. Aia e treaba voastră. Eu sunt mulțumit așa cum sunt. N-ar fi fost rău să fiu mai înalt, dar e ok cum sunt acum. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru cum sunt. Plec de aici. Nu vreau să mă concentrez pe ce nu sunt și pe ce nu am și vreau să dezvolt ființa asta. Oricum n-am acces la alta. E un vis prostesc să încerc să fiu cum nu sunt. Eu trebuie să dezvolt omul ăsta și trebuie să îmi găsesc scopul. Eu trebuie să mă conectez cu satelitul, el în masă sau al altuia. Adică să mă conectez. Ați observat telefonul? O dată la săptămână trebuie închis că se resetează, revine la setările din fabrică. Și când îl deschizi, ați observat că există un timp scurt în care caută satelitul și se conectează cu el. Ei, această căutare a satelitului din punct de vedere spiritual presupune să ne conectăm cu Dumnezeu și să dezvoltăm ființa asta dar dezvoltând partea imorală, etică, dezvoltând un caracter. Atunci vom fi în stare să gestionăm un conflict, vom fi în stare să ne facem un plan pentru rezolvarea unei probleme de familie, vom fi în stare să avem un scop în viață, să avem obiective pentru scopul acesta și, în general, să fim fericiți, să ne găsim echilibru cu felul în care noi suntem. Nu sufăr pentru că nu m-am născut în Germania, nici n-aș fi vrut să mă nasc în Germania. Sunt bucuros că sunt român, deși a fi român nu este cea mai mare onoare etnică sau națională, dar nu vreau să trăiesc frustrat de ce nu am. N-am timp pentru treaba asta. Vreau să mă bucur de ce sunt, vreau să mă bucur de ce am și mai ales de ce vreau să devin. Ăsta este scopul meu, pentru asta trăiesc. Vă spun o întâmplare și mă opresc. Așa de e, repede încep predicatorii să predice și așa de greu să opresc, nici nu vine să crezi. Ok, hai să vă spun întâmplarea. Asta este încă un lucru banal care s-a constituit într-o mare experiență pentru mine. Am auzit într-o zi întâmplarea asta, potrivit căreia, o familie în vârstă, foarte în vârstă, soția a murit, bătrânul a rămas singur și pentru că nu s-a mai regăsit în singurătatea asta, s-a dus la nursing home, s-a dus la azil, la casa de bătrâni. Lângă el era o construcție nouă, o casă de bătrân nouă. Și a mers acolo, la a întâmpinat managera, o femeie foarte iscusită, și pe drum înspre camera unde urma să-și petreacă restul vieții, femeia a început să laude casa de bătrân și să-i spună că e o construcție nouă, foarte eficientă, care are un personal nou, foarte calificat. Și a tot spus o grămadă de lucruri, părțile pozitive. Apropiindu-se de cameră, a întors plăcinta și pe partea cealaltă, clătita, și a început să-i spună, dar totuși e o casă de bătrâni asta. Camera nu-i prea mare, în fața geamului e o altă clădire care vă oprește să aveți un viu frumos, o vedere frumoasă. Și în timp ce ea povestea și câteva negative, bătrâna a oprit-o politică și a spus, nu vă faceți nicio problemă că îmi place foarte mult camera. Femeia s-a oprit, s-a uitat la dumnealui și a spus, dar ați mai fost vreodată în clădirea asta? Și el a spus, nu. Dar cum vă place o cameră pe care n-ați văzut-o? El a răspuns, doamnă, să sunteți o femeie tânără și dacă vă spun, nu o să înțelegeți. Dar din respect o să vă spun. Când eram la vârsta dumneavoastră, am avut un șir de experiențe care m au împins să iau o decizie ce m-a transformat să fiu omul care sunt astăzi. Uitați despre ce e vorba. Într-o dimineață, managerul cel mai mare de la compania unde lucram mi-a spus că la ora 8 trebuie să mă întâlnesc cu el. M-am îmbrăcat cu cel mai frumos costum și am vrut să ajung acolo la o un sfert. Când se ies, fetița mea a vărsat cerealele cu lapte pe mine, mi-a stricat costumul, n-am mai avut altă haină bună, am întârziat, m-am făcut de rușine, ăla s-a supărat pe mine, am crezut că sunt un om fără cuvânt și pur și simplu toată ziua aia mi-a făcut-o praf. Următoarea zi treia să merg la pescuit cu cineva, a început să plouă de parcă n-ar mai fi plouat de mult și nu mai m-am dus la pescuit, mi-a stricat toată ziua. A treia zi m-am certat cu unul la intersecție, era să ne luăm la bătaie acolo. Toată ziua am fost dat peste cap. Următoarea zi, nu știu ce s-a întâmplat cu nevastă mea, că ne-am certat de dimineață, nu știu, s-a întors, nu s-a trezit bine. Și în șirul ăsta de experiențe, pur și simplu parcă m-am trezit din somn. Și am zis, domnule, dar asta nu e viața pe care eu vreau să o trăiesc. Eu nu m-am căsătorit pentru genul ăsta de viață. Și atunci mi-am dat seama că alții îmi fac mie programul și îmi strică fiecare zi. Ba, fica mea hotărăște să nu mai am nicio bucurie pentru ziua aia, ba, ăla de la intersecție cu care m-a încertat îmi ia altă zi, ba, ploaia mi a dat altă zi, eu pur și simplu nu mai rămân cu nimic, îmi par zile la toată lumea. Și am hotărât să nu mai permit nimănui să hotărască cum mă simt eu. Am hotărât să am o abordare a vieții foarte pozitivă și să încerc să împart lucrurile în două, lucruri pe care le pot controla și lucruri pe care nu le pot controla. Lucrurile pe care le pot controla nu o să mă culc până când nu le controlez. Dar lucrurile pe care nu le pot controla o să le las în mâna lui Dumnezeu liniștit pentru că el le va rezolva după cum crede. Doamnă, spunea el în concluzie, nu mă interesează așa de mult cum e camera asta, ci o să-mi plac așa cum este. Știu că nu am acces la altceva și cer o stare să am așteptări care mă face să sufăr. O să merg în camera asta, o să fie cea mai frumoasă cameră pentru mine, o să -mi trăiesc ultimii ani sau zile aici, o să mă bucur de viață, fii liniștită, te rog să mă conduci. E când am auzit întâmplarea asta, mi s-a lipit de suflet. Pentru că, nu știu de ce mi s-a lipit de suflet, dar am încercat în ultimii ani, de atunci de când am auzit întâmplarea asta, să merg pe direcția asta și ceva ceva s-a întâmplat. N-am ajuns la nivelul la moșu de care vă spuneam puțin mai devreme, dar sunt pe drum. Vă spun întâmplarea asta pentru că mie mi-a schimbat viața. Nu știu dacă se va potrivi pentru cineva, dar indiferent dacă se va potrivi sau nu, eu sunt bucuros că v-am spus-o. Haideți să luăm o pauză. Probabil că ar trebui să luăm o pauză de... Cel mai bine este să-l las pe fratele păstor să spună. Să cântăm? Haideți să ne ridicăm, haideți să cântăm și după aceea vom continua. Scumpii mei, vă invit cu respect să vă reașezați. Aș vrea să deschidem un alt, o altă idee asupra căreia să stăruim puțin. Vă spuneam puțin mai devreme că riscurile sunt specifice la bărbați și la femei, deși sunt și riscuri care nu țin de gen, însă fiecare ființă are o chimie în funcție de genul ei. De pildă, Sistemul endocrin hormonal al unui bărbat este foarte diferit de al unei femei. La o femeie, sistemul acesta endocrin este extrem de complex și răspunde specificului ei. La un bărbat este extrem de simplu și se încadrează în specificul lui. Imaturitatea și pofta ca și riscuri nu sunt doar pentru bărbați, dar sunt în mod deosebit pentru bărbați. Dumneavoastră știți că bărbații sunt stimulați prin vedere, femeile sunt stimulate prin atingere. Lăsați-mă să fac o paranteză aproape ca de obicei și să comentez puțin treaba asta. Deși este o chestiune care ține de intimitate, permiteți-mi să spun două, trei vorbe despre treaba asta cu toată decența de care eu sunt în stare. Un bărbat, din punct de vedere sexual, este stimulat prin vedere. Hristos atenționează acest fenomen specific masculin când spune în Matei 5 cu 27 Știți că în Vechiul Testament s-a spus să nu comiți adulter, dar eu vă spun în Noul Testament că dacă cineva se uită la o femeie ca să o poftească, atunci a și comis adulter cu femeia aceea. E îmbrăcat, e încheiat la nasturi, este pe trotuarul celălalt și el a comis adulter. De ce bărbatul poate să facă asta în mintea lui? Pentru că un bărbat, el inițiază prietenia, el inițiază logodna, el inițiază căsătoria și el inițiază actul intim bărbații datorită chimiei lor neurotransmițătorii cred că vă vorbeam aseară puțin despre asta sau nu am fost în mai multe locuri și câteodată le încurc noi avem noi suntem în capul nostru din punct de vedere al, din punct de vedere al subiectului un combinat chimic avem o grămadă substanțe care atunci când se întâlnesc la acțiunea creierului la inițiativa creierului ele produc reacții un bărbat când se uită el este stimulat prin simpla vedere. O femeie nu este stimulată. Dacă ar fi și ea la fel, ce ar fi în lumea asta ar fi complicat. Ea este stimulată prin atingere. De aceea s-a inventat cuvântul preludiu, înainte de actul intim, și postludiu, după actul intim. Când un bărbat se uită, într-o clipă se autostimulează și este gata de intimitate, nu mai trebuie nimic. O femeie însă trebuie să fie implicată într-un preludiu, ceva care o ajută să se stimuleze, adică cuvinte, gesturi tandre, romantice, așa cum sunt potrivite în cadrul căsătoriei în dormitorul nupțial. Ea are nevoie de chestia asta, pentru că așa a creat-o Dumnezeu. Sistemul ei de alarmă se decuplează atunci când este atinsă, mai ales în zonele specifice unei femei pentru intimitate. Bărbatul nu are nevoie de preludiu, dar femeia are. Iată o, o diferență uriașă între unul și altul cu privire la intimitate. Ei bine, numai că ochii bărbatului, bărbatul când iese pe stradă și ochii lui întâlnește, întâlnesc, imaginea unei femei care este frumoasă și îmbrăcată insinuant. Ochii nu știu, nu fac diferență între trupul soției și trupul altei femei. Atunci când ești în tramvai și cineva scoate un măr și mușcă din el, ce faci? Îți vine apă în gură. Dar dacă ești pocăi, nu îți vine, nu? Pocăiților nu le vine apă în gură, Doamne ferește. Cum să nu-ți vine apă în gură? La toți oamenii le vine apă în gură, că ați veni apă în gură nu are legătură cu moralitatea. Este un sistem în corp care funcționează indiferent dacă te pocăiești sau nu te pocăiești. Are diferență când după ce ai văzut nu poftești. Aici intervine chestia cu pocăința. Dar când vezi, ochiul transmite ce-a văzut, transmite că e pregătit. Ei, chestiunile astea sunt chestiuni foarte complicate, de care vă spuneam puțin mai devreme când am numit gestionarea sexualității. Am vorbit despre poftă și despre imaturitate ca fiind apanaj bărbătesc, riscuri masculine și competiția și expunerea uh, riscuri feminine. Dar dacă vorbim despre responsabilități, am spus aseară și repet în dimineața asta că... Responsabilitatea majoră a unui băiat, este, a unui bărbat, a unui soț, este să-și iubească soția și a unei soții este să se supună sau să-și respecte soțul. Ideea nouă pe care vreau să o aduc, lăsând în urmă tot ce am spus până acum, este faptul că aș vrea să vorbesc un pic despre riscul toxicității familiei sau relației. Dumneavoastră știți că relația din cuplu poate să devină toxică. Este un termen mai modern folosit în felul ăsta, dar el vorbește despre o relație care nu mai funcționează, care este toxică. O relație care a funcționat înainte și nu mai funcționează acum. De ce? Dintr-o mie de motive. Atunci când relația de familie devine toxică, de obicei unul dintre cei doi soți are un comportament dăunător, otrăvitor. Asta e ideea de toxicitate. E o relație otrăvitoare. Unul dintre soți, dacă nu amândoi, otrăvesc relația. Și această otrăvire produce moartea. Mai întâi îmbolnăvirea, incapacitatea și apoi moartea. Se obișnuiește să se spună în ideea aceasta că unul dintre soți poate fi resursă și unul poate fi căpușă. Dumneavoastră știți ce e a căpușă, nu? Foarte bine. Există posibilitatea ca unul dintre soți să aibă un comportament de căpușă. Știți ce face căpușa? Căpușa suge. Atât face. Este, E o ființă mică care suge și și o moară dacă sunt și riscuri de genul acesta. Ei, comparația asta o putem duce la viața de familie. Să spunem că toxicitatea întotdeauna apare când unul dintre soți are un comportament gen căpușă. Deci o persoană egoistă, o persoană încăpățânată, o persoană certăreață, de obicei activă spre violentă, o persoană care tot timpul suge, nu e niciodată dispusă să ofere. Pretinde să fie iertată, dar nu iartă, pretinde să fie înțeleasă, dar nu înțelege, pretinde să fie iubită, dar nu iubește, pretinde să, dar nu oferă. Asta este gen. Căpușă. În situații de genul ăsta, în mod normal, familia se degradează. Există detașare emoțională, din ce în ce mai multă frustrare pentru partener, încercări tardive de a reconcilia relația, dar nu funcționează. Întotdeauna, succesul căsătoriei depinde de potrivirea partenerilor. Nu există potrivirea partenerilor decât într-o mică măsură. Diferențele din căsătorie provoacă conflict, de aceea ele trebuie reconciliate, iar metoda este adaptarea. Când se face vară, noi ne adaptăm vestimentația la sezonul de vară. Nu mai venim îmbrăcați ca acum, că ar curge transpirația după noi. Ne adaptăm venind într-o într îmbrăcăminte lejeră, aerisită. Iarna ne luăm căciulă, ne luăm palton, ne luăm fular, mănuși, ghete. De ce? Ne adaptăm la sezonul rece. Iată dar, exact cum spunea Hristos, fățarnicilor, când vedeți soarele roșu și mai nu știu ce, știți că urmează să plouă sau să ningă, dar la lucrurile astea spirituale nu vă mai trece prin minte? Exact asta vă spun eu. Vedeți, Nimeni nu e aici în pantalon scurți și în tricou, sigur că e și biserică, dar chiar dacă n-ar fi fost biserică, nici pe stradă nu e nimeni în pantalon scurți. De ce oamenii s-au adaptat la sezonul rece? Dragii mei, suntem siguri că avem suficientă minte să ne adaptăm la genul de partener pe care ni l-am ales? Degeaba îmi spuneți mie că nu-i bun, că nu eu vi l-am ales. Degeaba vă spun eu dumneavoastră că-s nemulțumit, că nu dumneavoastră mi-ați dat-o pe Carmen, eu am ales-o. Eu mi-am ales un anumit partener. Indiferent că îmi pare rău de alegerea făcută sau nu îmi pare rău de alegerea făcută, eu o am partener pe Carmen. Eu trebuie să mă adaptez la femeia asta așa cum e ea, nu așa cum aș vrea eu să fie ea. Ea nu poate să fie cum vreau eu, ea este cum este. Degeaba o vreau acum blondă, sigur că se poate vopsi, dar eu vorbesc doar de un exemplu, nu vorbesc de îngălbenirea părului. În ce măsură am flexibilitatea, înțelegerea, bunătatea, dar și motivația, efortul, sacrificiul să mă adaptez la soția mea? Întotdeauna capra vecinului e mai bună, iarba din curtea vecinului e mai grasă. În ce măsură mă adaptez eu la soția mea? Atunci când apare un conflict, fiecare se plânge de celălalt. Ideea ar trebui să fie, fiecare trebuie să ne adaptăm la celălalt. Noi da, să știți că există patru temperamente. Hai să vorbim un pic de personalitate. Să plecăm un pic de aici, poate ajută un pic pe cineva. O persoană este o personalitate. Personalitatea e formată din câteva piese componente. Aceste în general e formată din temperament caracter și aptitudini. aptitudini. Sigur că mai sunt cel puțin încă un lucru, dar nu este important din punct de vedere al subiectului nostru. Hai să rămânem la acestea trei. Temperament, caracter și aptitudini. Aceste trei lucruri se împart în două categorii. Prima categorie. Temperamentul și aptitudinile sunt înnăscute. Cum te naști cu ele e o chestiune genetică. Așa rămâi până la moarte, nu se schimbă niciodată. Poți să te pocăiești, poți să fii botezat cu Duhul Sfânt, poți să fii ordinat păstor sau șeful cultului, temperamentul îți rămâne același și aptitudinile îți rămân același. Ce este temperamentul? Este specificul genetic. Este viteza de reacție a sistemului nervos. Este pecetea înnăscută de la bunici și părinți cu privire la genele care îți definesc temperamentul. Ce este aptitudinea sau aptitudinile? Aptitudinile sunt înclinații înnăscute unul e sportiv, se naște sportiv. Unul se naște cu înclinații înspre artă, muzică, desen, pictură și așa mai departe. Dacă nu ai ureche muzicală, nu o să fii niciodată un bun muzician, spre exemplu eu. A doua categorie sunt lucrurile dobândite și de aici face parte un singur lucru, caracterul. Când un om se naște, el nu are caracter, nici bun, nici rău. E camera goală, dar această cameră goală se umple în timp cu automatisme comportamentale. Ce este un automatism comportamental? E un obicei. Ce e un obicei? Este un mod de a face un lucru datorită repetiției. Adică, repet să minți până când devine obicei. Ăsta se numește automatism comportamental. Haideți să vă dau un exemplu banal. Când îți iei permisul de conducere, înveți că dacă faci un viraj la stânga, te uiți în oglindă, te asiguri. Așa se fac cele mai multe accidente, că nu se întâmplă treaba asta. Și apoi semnalizezi, apeși în jos pe chestiunea aia. E, după ce trec 2, 3, 5 săptămâni, 10, nu te mai gândești să semnalizezi și vorbești la telefon și degetul semnalizează singur. Asta se numește automatism comportamental. Imaginați-vă că Dumnezeu a fost atât de deștept încât a creat un pilot automat al omului ca să nu mai duci grija la semnalizare. Stai de vorbă cu ăla din dreapta și țic în sus, țic în jos, țic în sus, țic în jos. Asta se numește comportament automatizat. Ei, așa avem automatisme de în obiceiuri. Avem automat... cu, ce, cu ce ușă deschideți, deschideți? Cu ce... Îmi revin imediat. Cu ce mână folosiți cheia ca să încuiați și să descuiați așa. Când vă duceți acasă, dacă nu, uitați să încercați să o folosiți și pe cealaltă, să vedeți că nu nimeriți. Știința spune că mintea e ca o pădure și fiecare obicei e ca un drum. Și ideea este să activăm cât mai mult din mintea noastră, creind mai multe drumuri decât avem. Adică, de astăzi înainte, hotărâți-vă să deschideți ușa cu să folosiți cheia ca să descuiați ușa cu mâna cealaltă. Asta înseamnă că veți folosi mai mult din potențialitatea pe care o aveți și care este inactivă, e potențială, dar nu e activată. Uh, nu ne-am întâlnit pentru lucrurile astea și o să plec de la ideea asta, am vrut doar să vă spun următorul lucru. Fiecare om este format din... Zestrea lui genetică, temperament și poate fi cu tendințe colerice, sanguinice, flegmatice sau melancolice și asta nu o să o piardă niciodată, nu o să se schimbe niciodată, nu o să se îmbunătățească niciodată, așa te-ai născut, așa mori. Ai aptitudinile pe care le ai, pe care, despre care știi sau despre care nu știi, pe care le-ai exploatat sau nu le-ai exploatat și acum vine rândul la caracter și ai caracterul pe care ți-l-ai format sub influența factorilor de influență care s-au manifestat prin mass media, televizor, părinți, trebuie să pun părinții primii, învățătorii de la școala dominicală, pastor, predicator, oamenii care ne-au influențat. Caracterul nostru îl formăm noi, ăsta este schimbabil, aici poți să faci ce vrei. Poți să, devi, poți să fii mincinos sau poți să renunți să mai minți și să te obișnuiești să spui adevărul. Cum se dezobișnuiește un om? Re, având, având capacitatea să se abțină să mai repete lucrul ăsta de vreo 30 de ori, atunci se dezactivează un obicei. Ăsta este codul prin care dezactivăm automatismele pe care le avem abținându-le să le mai facem. Vă dau un exemplu, deși nu vă interesează pe dumneavoastră exemplele mele. Da, vi le spun și eu. În 2016 am organizat Convenția la Chicago. Noi suntem trei organizații în Statele Unite, Church of God, Assembly of God și Uniunea. Uniunea înseamnă diferit ce înseamnă România. Și odată pe an ne punem toți trei împreună și facem o convenție undeva într-un oraș și vine toată suflarea. Sunt mii de oameni acolo. Ei, în 2016 s-a făcut la Chicago și Biserica Betania, pe care eu o păstoresc, a organizat evenimentul ăsta. Și la evenimentul ăsta eu, mie mi-a venit rău în, ultimul, în, ultim, în ultima seară, aproape am leșinat și a doua zi m-am dus la doctor. M-am dus la doctor, m-am pus pe secția de neurologie cu capul și acolo m-au consultat, mi-au făcut tot felul de MRI și de CT scan și de alte, așa cum se face în mod specific la medic. Și spre dimineață, într-o noapte, o, 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 un doctor m-a văzut și m-a chemat, am stat de vorbă cu el, mi-a spus mai multe lucruri și printre altele mi-a spus că trebuie să semnez un document potrivit căreia eu deleg pe cineva din familie ca să devină responsabil de mine în situația în care nu o să mai știu de mine. Am fost atât de uluit încât am simțit că nu pot să-i răspund, că urma să izbucnesc în plâns. Stai, doamne, așa, eu am venit la dumneata, că mă doare capul și dumneata îmi spui că eu o să ajung nebun? Și mi-a spus câteva motive pentru care am ajuns eu în starea de de stres, de... Așa am avut o, o, un moment mai complicat. Și din tot ce mi-a spus el, mi-am dat seama că nu pot să schimb nimic decât un singur lucru, să mă las de cafea. Când zicea el că creierul stă într-un lichid ca un copil în cele lui Maică, eu beau apă puțină și dacă mai bei și cafea, cafea o absorbe apa din corp. Și a zis el că ar fi bine să renunț la cafea. Și am renunțat la cafea. În mintea mea, bineînțeles, că noaptea nu puteam să renunț la cafea decât în mintea mea. M-am dus acasă, a fost o experiență destul de urâtă, dar această, am avut nevoie de această experiență pentru că întotdeauna schimbările viață se fac în timpul unor crize. Dacă se întâmplă să treceți printr-o criză, o să vedeți că cu ochi plângeți și cu ochi râdeți. Ce înseamnă asta? Înseamnă că o criză creează un mediu potrivit să faci o schimbare. Și am făcut schimbarea că nu mai beau cafea. Numai că mi s-a părut înspăimântător să spun că eu de azi înainte nu mai beau cafea până când mor. Pare așa, foarte amenințător. Cum, domne, să nu mai bei cafea? Chiar niciodată. Parcă nu, parcă n-ai curaj să spui treaba asta. Așa, atunci, cred că domnul a fost acolo și mi-a trecut prin minte ideea să spun, domne, eu nu mai beau prima cafea. Nu mai beau prima cafea. Pare puțin mai dulce. E normal că o beau pe a doua, dar prima cafea nu mai beau. Că, vedeți, pocăiții ce să bea când se întâlnesc? Apa e banală, alcoolul e interzis. Cafeaua e opțiunea cea mai potrivită. E, eu nu mai beau cafea. Dar nu mai beau pe prima. Nu sună deloc amenințător. Și au trecut de atunci până acum vreo șase ani și un pic și eu n-am băut prima cafea. Nu mai beau prima cafea. Dar din experiența asta am învățat un lucru spiritual. Dacă reușești să te ferești de primul păcat, o să te ferești de păcat. Dacă nu reușești să te ferești de primul păcat, o să păcătuiești și nu o să păcătuiești doar atunci, o să păcătuiești de fiecare dată. Dacă ai fumat odată, cel mai probabil că vei fuma întotdeauna. E imposibil să fumezi întotdeauna dacă nu fumezi odată. Eu le spun fraților, ferește-te de primul păcat, pentru că ăsta deschide un drum. Dacă nu te-ai putut feri în început, după aceea, nu mai ai nicio șansă să te ferești. Pentru că a apărut, ai, ai în minte gustul experienței aceleia și cu siguranță te vei duce pe drumul ăsta. De aceea trebuie să ne ferim de primul păcat. De aceea trebuie să stăm într-o altă zonă. Pentru că întotdeauna o experiență păcătoasă ne va împinge într-un comportament păcătos, care va crea o dependență păcătoasă. Uh, revenind la ideea de resursă și căpușă, Aș vrea să spun că întotdeauna soțul sau soția resursă este cel care oferă. Ce înțelegeți prin resurse? Înțelegeți cărți, înțelegeți documente, înțelegeți tot felul de resurse. Dacă vorbim despre resurse alimentare, dacă vorbim despre resurse intelectuale, dacă vorbim despre resurse în orice domeniu, resurse e ceva ce oferă, oferă oportunități, alternative. Ei, genul de soț sau de soție resursă este cel care îți oferă, îți oferă înțelegere, îți oferă iertare, îți oferă ajutor, îți oferă tot ce ai nevoie. Asta nu înseamnă că este un aparat care îți oferă la modul absolut. Înseamnă că e un om care face efort să, să fie un ajutor potrivit. Ei, cealaltă extremă este soțul sau soția căpușă. Asta nu oferă nimic, asta pretinde. Imaginați-vă o familie, fiecare dintre noi venim dintr-o familie, identificați în trecutul dumneavoastră părinți, bunici, mătușe, unchi și altceva, genul ăsta de comportament, căpușă și resursă? O astfel de familie va funcționa pe cheltuiala resursei, iar căpușa Va fi un leneș, să nu-i spun un puturos și trei sferturi. Dacă îmi spun leneș, nu mă refer leneș din punct de vedere al activității profesionale, ci mă refer din punct de vedere al implicării în familie. Dacă a fi familia, după el ați divorța mâine. Dar există acolo unul resursă care ține piept și îi face față cât cei doi. Marea problemă este când există o familie cu resursă și căpușă, dar resursa o obosește. Și la un moment dat spune, m-am săturat nu m-am căsătorit eu să te bebisitoresc, mai că ta nu te-a crescut, acum am ajuns eu să te cresc. Lasă-mă în pace. Și se satură și spune, nu mai plătesc nici eu rata lunară de astăzi, înainte cum nu mai plătești nici tu. Și sigur că familia intră în declin. Dacă două căpușe sau o căpușă și o resursă obosită, tot acolo se ajunge. Uh... Întotdeauna când vorbim despre genul acesta de comportament, folosind exemplele spre comparație, resurse și căpușă, vorbim despre modul în care noi ne comportăm în familie. Eu sunt de felul meu o persoană mai militaroasă, mai, hai să spun, organizată, deși sună ca un fel de calitate și mă laud, dar... Am, în primii ani de căsătorie am obosit o foarte mult pe Carmen cu specificul meu. Spre exemplu, dacă eu merg acasă și mă descalz, și de obicei mă descalz când ajung acasă, pantofii trebuie neapărat să fie așa foarte paraleli, nu așa și nici așa, ci așa. Și puși la locul lor. Nu știu de ce trebuie să fie așa, dar nu pot fi altfel. Deci nu pot, mă doare stomacul, fac nervi aici la stomac, dacă nu-l las pantofii așa, oricât aș fi de obosit, oricât aș fi de grăbit, trebuie să fie foarte paraleli și puși la locul lor. Asta nu e numai în legătură cu pantofii, e în legătură cu o grămadă de lucruri. Și această stare de perfecționism îl obosește pe celălalt dacă el nu e așa și Destul de multe crize, de, 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 destul de multe discuții am avut cu Carmen în legătură cu, cu perfecționismul ăsta. Și nu numai cu asta. Ei, trecând timpul, a trebuit, așa cum spuneam puțin mai devreme, să mă adaptez la ființa asta care este lângă mine. Las eu jumătate dacă pot, las eu jumătate dacă poate și în felul acesta ne apropiem unul de altul undeva la jumătate prin ceea ce spuneam deja, prin acord. Acord înseamnă... Că eu stau de vorbă cu ea și spun, uite, pe mine mă deranjează lucrul ăsta. Tu știi că te iubesc, știi că și eu, ca și tine, ne luptăm să facem o familie fericită, dar lucrul ăsta mă doare. Au fost, au fost câteva luni, o perioadă de timp și nu ți-am zis nimic. Am încercat să trec peste, dar mi-am dat seama că nu pot. Mă doare prea tare. Și acum vin la tine și vreau să te rog să-mi faci o favoare. Ai putea să schimbi un pic ceva aici? Deci nu acuz, ci vorbesc despre mine că mă simt rău, că nu pot eu să supor, că îmi provoacă, îmi ia bucuria din viață, îmi ia, îmi ia suflu, îmi ia aerul.

Ai putea un pic să îndulcești lucrurile la capitolul ăsta și dacă ea spune da, atunci eu îi spun mă așteptam să spui asta, îți mulțumesc frumos că accepți, promiți că o să, o să te ocup de treaba asta. Da. Să știi că eu de acum încolo mă aștept ca tu să faci lucrurile așa cum mi-ai promis. Ăsta se numește acord. Acordul trebuie făcut cu multă dulceață, cu multă înțelepciune Fără presiune, fără reproșuri, fără critică Ci încerci să-i explici celălalt că pe tine te doare undeva în suflet Și că aștepți ca el să-ți dea un pic de aer Să-ți ia mâna de la gură așa, dacă nu de tot, măcar pe jumătate, să nu mori Și dacă el sau ea spune da, ăsta se numește acord Te poți baza pe un acord dar dacă nu faci acest acord și doar tu ți imaginezi că el înțelege despre ce e vorba sau ea, și el nu înțelege, atunci el se va comporta în continuare așa. E foarte important pentru orice dorești. Și nu poți să treci peste ce dorești. Să faci două când de ceai, să-l chemi sau să o chemi, să-ți iei două ore pentru treaba asta, să nu mai fie nimeni în casă și când prezinți problema să nu ataci. Să nu ataci persoana, ci să atragi problema. Și dacă e posibil să atași problema spunând că tu te simți rău în condițiile acelea. De pildă, uneori, dumneavoastră știți, noi suntem diferiți, mergem, ne întâlnim cu oameni și dacă eu sunt mai tăcut și tovarășul meu de viață e mai vorbăreț, mie o să mi se pară că vorbește prea mult și o să mi se facă rușine, bă, ce mult vorbește. Dacă e prea tăcută o să mi se facă jenă, bă, dar nevastă mea nu, nimic nu zice, domnule, toată lumea vorbește, ea tace. Ăștia se uită la ea, ea în continuare tace și mă simt prost. Ei, când mă întorc acasă, nu-i vorbesc pe mașină, că nu avem timp să vorbim, și deschid o rană pe care nu mai apuc să o cos. Și aștept dacă e nevoie o săptămână sau două, până când găsim cel puțin două ore, nu mai e nimeni în casă, suntem amândoi mâncați și... Îi spun, vreau să, avem, vreau să discutăm, vreau să spun ceva. Nu mă întrerupe pentru 5 minute. Și îi spun ce mă doare, dar fără să-i spun că ea îmi provoacă durerea aceea. Îi spun pur și simplu pe mine mă deranjează treaba asta. Nu-i spun că tu vorbești mult și pe mine mă deranjează treaba asta, sau tu vorbești deloc și pe mine mă deranjează asta. Îi spun ce mă deranjează pe mine. Asta nu e un atac la persoana ei, ci din potrivă stârnește mila, compasiunea și înțelegerea ei atunci ei este mai ușor să se ocupe de mine pentru că eu n-am atacat-o pe ea. Diferența între a ataca persoana și problema e următoarea. Să presupunem că cineva minte. Dacă eu îi spun tu ești un mincinos, eu atac persoana. Dacă eu îi spun tu minți, eu atac problema. Asta nu e filozofie, asta e realitate. În momentul în care noi atacăm persoana, persoana se va apăra. Și știți cum se apără oamenii? Te atacă. Păi doar nu sta să-l omori. Omul își salvează viața. E, lucrurile astea ni se par detalii, dar știți de la ce ne certăm noi și avem probleme în familie? De la detalii, nu de la lucruri importante. De la niște lucruri banale ne luăm la ceartă și lucrurile banale ne toacă ca o picătură chinezească. De aceea ar fi bine să reconciliem puțin, să învățăm un pic cum putem să îndulcim chestiunile care provoacă nervi, mânie și ceartă. Și una dintre metode este să nu mai atacăm persoana, adică tovarășul de viață. Pentru că întotdeauna când noi atacăm, el va contraataca. Întotdeauna omul se apără. Dacă eu merg la fratele meu și îl împing, el o să se opună și o să, încearc, o să încerce să mă împingă pe mine. Așa se întâmplă în cuplu. Întotdeauna lupta nu rezolvă nimic. Chiar dacă noi credem că avem dreptate, dacă avem dreptate, atunci să încercăm să ne folosim dreptatea pentru a aduce pace, nu pentru a ieși noi în evidență. Eu nu câștig când eu câștig. Eu câștig când familia mea câștigă. Eu nu câștig când câștig eu. Pe mine nu mă interesează să am dreptate de foarte mult timp pe mine nu mai mă interesează să o conving pe Carmen ca am dreptate. Deloc nu mai mă interesează. Misiunea mea nu este să o conving că am dreptate, misiunea mea este să o iubesc. Asta e misiunea mea. De la față de Carmen eu nu mai mă porc cu dreptate, cel puțin încerc să nu mai mă porc cu dreptate. Mă porc cu dreptate cu toată lumea, dar cu ea nu. Cu ea trebuie să mă porc cu dragoste. Și între cele două e o diferență ca de la cer la pământ. Nu poți în familie să ai și pace și dreptate în același timp. Ori una, ori alta. Alege-o pe care vrei și cu aia rămâi. Dacă vă gândiți bine la treaba asta, o să vedeți că este adevărat. Nimeni nu are și pace și dreptate. Dreptatea îți ia pacea. Pacea te face să renunți într-o oarecare măsură la dreptate. Nu poți să stai toată ziua cu gura pe bărbat și o să fie fericit, iertați-mă. Nu poți. Nici bărbatul nu poate toată ziua să o facă să se simtă fără valoare și ea să nu mai poată de fericire. Nu te poți cocoța în vârful partenerului și la săracul să te ducă în spinoare toată viața și el să nu mai poată de bucurie. Fiecare are nevoie de împlinire, de satisfacție, de validare. Fiecare are nevoie să fie răsfățat, pentru că după cum ea e prințesa mea, eu sunt prințul ei. Fiecare trebuie să aibă bun simț, fiecare trebuie să încerce când desface sticla să-i dea celuilalt să bea, nu să bea el primul. Depinde ce gen de familie vrei să dezvolți. Dacă vrei să dezvolți un gen de familie autentică, un gen de familie unde fiecare se uită la binele celuilalt, atunci începi să faci treaba asta, indiferent cum se comportă celălalt. Pentru că în timp va învăța. Vedeți, noi ducem dorul, mai ales femeile, că ele sunt romantice, ele sunt emoționale. Noi ducem dorul la, la luna aia de miere de la început. Dar luna aia de miere de la început nu mai este nu doar din cauza partenerului, nu mai este din cauza amândurora. Ca amândoi am pierdut chestiunea. Singurul lucru pentru care mai suntem împreună este să ne creștem copiii și să ne plătim datorile la bancă. În rest, toată lumea e obosită, e stresată, e nervoasă. La toți ne sare muștarul, de nu se mai termină de muștar. Exact cum învățăm să conducem mașina, exact cum învățăm să practicăm meseria pe care o avem, așa trebuie să învățăm să fim oameni de caracter. Așa trebuie să învățăm să tăcem când tăcerea rezolvă o problemă. Așa trebuie să învățăm să răbdăm, să acceptăm și să așteptăm până când vine vremea să spunem ce ne doare. Dacă tot timpul bunica zicea că stăm cu resteul la brâu, resteu era un len cu care, mă rog, avea altă întrebuințare, dar mai puteai să o folosești și pentru îndreptarea comportamentului partenerului, dacă nu era cu minte. Aș vrea să spun câteva lucruri care sunt cele mai toxice, deși par foarte nevinovate. Aș vrea să prezint, cred că, trei sau patru sau cinci atitudini care sunt foarte toxice. Și primul este critica. Critica devine toxică atunci când unul dintre soți își critică partenerul în loc să se critique pe el. Își critică partenerul în loc să se critique pe el. Critica presupune să ataci personalitatea sau caracterul partenerului, învini, înviniindu-l și criticându-i atitudinile. Sigur, critica este o realitate. Uneori este nevoie să critici ceva la partener, dar să faci lucrul acesta de obicei, încet, încet devii o persoană nesuferită. Sau, poate nu chiar nesuferită, greu de suferit. E foarte greu să iubești o persoană care te toacă zilnic, ca pe salată. E foarte greu. Oricât ai fi de pocăit, oricât ai fi de disciplinat, te aștepți să trăiești lângă cineva care se conectează cu tine oarecum și care are un simț al măsurii. Dar dacă toată ziua stă în cap ca un șef, atunci încet, 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 încet te închizi, te ascunzi, că trebuie să faci față la aceste însepături două pe secundă tot într-o injecție de ține. Înțelegeți? Critica este o chestiune care nu se mai termină. Nici nu mai stai să te gândești dacă are dreptate sau nu are dreptate. Aici trece dincolo de adevărul criticii. Critica e dăunătoare în sine. Pentru că atunci când vorbim despre critică, vorbim nu doar despre faptul că ea conține un adevăr, ci vorbim despre faptul că este excesivă, este exagerată. În general, critica poate fi de multe feluri. Am să vă dau câteva exemple. Mi-am notat câteva exemple și am să vi le dau. Există o critică care are tendința să devalorizeze. Ești un nepriceput. Ce vrea să spună critica devalorizatoare? Îți ia valoarea. Adică tu n-ai valoare, ești un nepriceput. Care dintre noi se simte bine să fie tratat nu de un vecin, ci de propriul tovarăș de viață. Vă mai faceți mai aminte ce mi-a zis Carmen, când i-am dat sentimentul că e lipsită de valoare prin ceea ce eu i-am zis. Mi-a zis, nu m-am așteptat niciodată ca tu să-mi spui treaba asta, pentru că tu ești soțul meu, tu m-ai ales și mi-ai spus că mă iubești și că mă accepti așa cum sunt. Acum îmi spui că nu mai mă accepti. Și pentru mine asta este începutul sfârșitului. Toată lumea ne devalorizează din invidie, din neatenție, din obicei, din întâmplare. Și noi acceptăm treaba asta. Dar când partenerul ne devalorizează prin cuvinte, atunci lucrul ăsta este greu de suferit. Critica poate fi ca protecție. Știi că ești fricoasă. Ce o stare să încerci să înveți să conduci. Tu știi că nu te pricepi, niciodată nu o să conduci bine. Încercăm să o protejăm, dar de altfel, care este mesajul pe care îl transmitem? Este așa de prostuță încât nu o să reușești niciodată. Sincer, să fim cam asta înseamnă. Și ea înțelege, sau el înțelege foarte repede treaba asta. Sau este critica care reproș. Tu niciodată nu faci treaba asta. Am auzit că vecinul îi face cafea lui nevasa dimineața. Tu niciodată nu îl faci. Este o critică cu caracter de reproș. Deci de când te culci, de când te trezești până când te culci, tot într-o critică. Asta creează un mediu familial foarte nesuferit. Asta este ca o travă care usucă, usucă orice zâmbet, orice bucurie, trece dincolo de orice răbdare. Adevărul este că, în general, femeile sunt mai inclinate spre critică decât bărbații, din anumite motive specifice femeilor. Dar asta nu înseamnă neapărat că femeile critică mai mult decât bărbații. Este sunt multe, sunt multe feluri în care putem critica dar întotdeauna indiferent de cum criticăm critica nu este bună putem să vorbim cu partenerul putem să-i cerem să schimbe anumite lucruri putem să discutăm despre ceva ce nu funcționează dar o critică fără sfârșit nu face altceva decât să conducă la frustrare critica nu este totuna cu plângerea critica implică învinuire atacuri personale sau acuzații. Plângerea este un comentariu negativ care produce rană. Vă spuneam puțin mai devreme că eu mă pot plânge spunându-i lui Carmen că lucrul ăsta mă face nefericit. Dar eu nu o atac pe ea. Eu spun în ce fel mă afectează pe mine chestiunea aceasta. Și atunci ea înțelege și sigur că iubindu-mă spune mă o să am mai multă grijă. am sorry. Numai dacă îmi spune asta mă satisface. Cum să faci față criticii? Aristotel spunea, critica este ceva ce puteți evita spunând nimic, făcând nimic și nefiind nimic. Asta înseamnă că întotdeauna un om care trăiește și face un lucru este criticabil. Știți cine nu este criticabil? Omul care nu face nimic. Asta este o extremă a criticii. Uh, al doilea lucru, comportament, atitudine destul de deunătoare, deși nu pare, critica nu pare foarte complicată, dar întrebați dumneavoastră orice persoană care are un partener, mai ales un soț care are acasă o soție, critică, care nu se mai oprește, pur și simplu nu poți să o oprești. Îi produce multă, foarte multă amărăciune. Bărbații sunt niște ființe logice care... Când îmi spui o dată, mă informezi. Când îmi spui a doua oară, mi-aduce aminte. Când deja îmi spui de tre -a, a treia oară, deja mă critici. Ce rostare? Deja mai mi-ai spus de două ori. Sigur că vine și răspunsul la întrebarea asta, ce rostare. Păi, ți-am spus de două ori și n-ai făcut niciodată. să mai aduc aminte încă o dată ca să faci. Și asta este adevărat. Haideți să vorbim puțin despre dispreț. Disprețul în comparație cu critica este intenția de a insulta și de a abuza psihologic de partener. Disprețul este o atitudine mult mai mizerabilă decât critica. Dacă critica este explicată, este justificată de faptul că i-ai zis unui sos, mă schimbă becul, că s-a ars becul și nu-l schimbă. Ce să faci? Trebuie să-i mai zici încă o dată, știi? E critică pe de-o parte, dar pe de-altă parte și becul a ars. Trebuie să-l înlocuiască cineva, că dacă îl chem pe vecinul, iar nu-i bine. Cum să o dau? Dar disprețul nu are nicio justificare. Uh... Disprețul este cea mai distrugătoare dintre toate emoțiile, pentru că ridiculizează, umilește, demoralizează și cel mai rău, atacă, distruge stima de sine al partenerului. Disprețul este sarcasm, este miștocăreală în familie. Când disprețul este folosit în familie cu privire la anumite limite, cu privire la anumite incapacități sau defecte ale partenerului, va ajunge să fie folosit. În cea mai distrugăt... ca o cea mai distrugătoare armă împotriva lui. De pildă, manifestări de dispreț, porecle, în general, lucrurile care ne dor le spunem în glumă. Pentru că în glumă poți să spui orice, însă cele mai mari adevăruri să știți că se spun în glumă. Adevărurile care dor sunt spuse în glumă pentru că destul că dor, dacă le mai și spui serios, aproape că o mori. Sunt porecle, sunt insulte, este umorul ăla ostil, e sarcasmul sau miștocăreala, așa cum spuneam, sau bat jocura. Dacă în familie cineva își permite să folosească disprețul, sarcasmul, miștocăreala, să știți că a ajuns așa de departe încât nu mai are mult până la capăt. Este absolut imposibil să se întâmple asta. Nu mai gândiți-vă Câtă iubire poate exista în cineva când îi spune soției, îi dă o poreclă care exprimă un animal mai prostut sau mai gras sau mai nu știu cum ca să spună ce simte față de ea. Unde e iubirea aici sau unde este respectul? O soluție pentru partenerul disprețuit e să spună cu voce tare care sunt calitățile celui pe care îi spunea în toate felurile înainte. În felul acesta, persoana care are obiceiul să disprețuiască verbalizând disprețul, își va schimba încet-încet atitudinile. O a, treia, o a treia atitudine care este greșită și conduce la toxicitate este atitudinea de defensivă. Asta înseamnă un mecanism de a te proteja de pericol. Spre exemplu, când unul dintre soți disprețuiește, celălalt... Reacționează defensiv. Dacă ești defensiv cu cei dragi, poți crea un mediu foarte ostil și foarte tensionat în familie. Haideți să vorbim puțin despre câteva posibile manifestări de defensivitate. Căutarea scuzelor. Întotdeauna găsești o scuză. Ia încerca să vă gândiți, vi s-a întâmplat vreodată până acum soțul sau soția să-ți spună un lucru și să nu te scuzi? Încerca să vă gândiți, s-a întâmplat vreodată? Știți care e părerea mea? Nu, nu s-a întâmplat niciodată. Tot timpul suntem tentați să ne scuzăm. Tot timpul suntem tentați să ne apărăm. Dacă 50% e, e adevărat, și 50% nu e adevărat, noi luăm alea 50% care nu e adevărat și vrem să le facem 100%. Întotdeauna când tovarășul de viață ne reproșează ceva, există un pic de adevăr acolo. Știți care ar fi atitudinea ideală? Îmi pare rău. Tu ai dreptate. Îmi pare rău. O să fiu mai atent. Știți ce va transmite atitudinea asta? Va spune, mi-am luat un bărbat de treabă pot să mă înțeleg cu el. Sau mi-a luat o femeie cu minte, pot să mă înțeleg cu ea. Dar dacă tot timpul stai cu Sfânta Sfintelor, niciodată nu poți să-i spui nimic, tot timpul are explicații, atunci, până la urmă, spui, nici nu mai îndeschid gura data viitoare, îmi văd de treabă. Și îți găsești un alt loc unde să refulezi nemulțumirea și frustrarea. Și încet, încet îți pierzi stima, îți pierzi admirația și bai, nu e ușor să fii fericit. Fericirea e cel mai mare lux de pe fața pământului. Una e să-ți iei o dacie și, una e să... și alta e să-ți iei un esclas. Iertați-mă, prețul nu e la fel. Esclas e lux. Dacie e împlinirea unei nevoi. Deși am dat un exemplu exagerându -l. Nu vreau să pun dacia să spun că nu e mașină sau că e mașină de oameni sărași. Nici, nici de cum. Totuși, e un pic de diferență între cele două. Uh, Negarea responsabilității este o altă atitudine defensivă. Pur și simplu nu-i treaba mea. Dar de ce numai eu? De o grămadă de ori uh, m-am simțit că Carmen, uh, dacă fac un lucru, mai vrea să fac un lucru. Dacă fac un lucru, mai vrea să mai fac un lucru. Și parcă niciodată nu se termină treaba asta. Și. De multe ori m-am simțit, mă, ia să mă gândesc bine, trebuie să fac treaba asta sau trebuie să-i spun că nu vreau să-l facă să ocupat? Există undeva o limită, însă în mod obișnuit să negi orice formă de responsabilitate, lucrurile alea pe care tu le negi, cineva urmează să le facă. Cu 10 ani în urmă, Carmen s-a îmbolnăvit de cancer și a fost un timp greu, ea trăiește prin mila Domnului, dar a rămas cu anumite incapacități, incapacități care se răsfrâng negativ asupra mea, în sensul că eu trebuie să fac lucrurile astea pe care ea le făcea altădată. Eu nici n-am știut că cineva aduce coșul cu haine de la, din camera unde e mașina de spălat. Nici n-am știut cât de greu este să faci cumpărături de fiecare dată că ți-au o grămadă de timp. Nici n-am știut că oala cu apă i-a ia din chiuvetă și o pune pe aragaz și acum trebuie să o pun eu. Și multe alte lucruri pe care trebuie să le fac. E, astea toate sunt niște responsabilități noi care au survenit datorită incapacității ei de sănătate. Ce-ar fi să le neg? Negarea responsabilităților este o atitudine de indiferență, de nepăsare, de neimplicare. Adică vrei să-ți fie ție cât mai bine și celorlalți să-i fie cât mai greu. Că cineva trebuie să facă treaba aia. Sau respingerea propunerilor. Vine și Carmen cu o propunere, eu nu sunt de acord. Pentru că o femeie gândește ca o femeie. O femeie gândește în general în legătură cu copii, cu casa, ea se ocupă de îmbrăcăminte, că de-aia cheltuie bani, că dacă cumpăram eu îmbrăcămintea și eu tot pe bani o cumpăram, că doar nu era să o cumpăr pe gratis. Uh, o altă atitudine care provoacă foarte multă detașare emoțională este împietrirea. Partenerul încetează să mai răspundă la critici, la acuzații și la dispreț. Comunicarea toxică de până acum este înlocuită cu lipsa comunicării. De ce? Pentru că s-a împietrit. Nu mai spune nici bine, nici rău. Scuza împietririi întotdeauna este neutralitatea. Intenția de a nu mai înrăutăți situația și spui eu tac pentru că nu mai vreau să mai spun nimic ca să nu provoc ceartă, dar de fapt motivul pentru care taci este că te-ai săturat și nu mai poți să o vezi sau nu mai poți să-l vezi. Starea asta de împietrire precede divorțul. Este o formă absolută a detașării emoționale. Starea asta ar trebui să alarmeze soții și să găsească soluții de reconciliere. Procesul acesta are foarte multe faze, eu nu vreau să le mai explic, aș vrea să luăm o pauză și după aceea să mai avem încă un timp până aproape de ora 1, fără câteva minute, dar aș vrea totuși să spun ca și soluții, dacă tot am explicat problema, să spun câteva posibile soluții la genul acesta de atitudini care pot fi posibile în anumite familii. Abordează relația de familie cu o atitudine pozitivă. Nu toți avem o atitudine pozitivă din naștere. Sunt oameni mai pozitivi din naștere, colericii, sangvinicii, dar sunt și oameni cu o tendință negativistă, flegmatici și mai ales melancolici. Dar nu neapărat doar ei. De aceea ar trebui în mod conștient să abordăm o atitudine pozitivă, să dovedim interes, în primul rând, dovedește interes. De pildă, uite, vă dau numai un exemplu și faceți dumneavoastră o probă, puteți să probați treaba asta. Și asta e valabilă pentru bărbați. Când ajunge acasă, o să prezint un scenariu. El este imaginar, e întâmplător, pur și simplu. Ajunge acasă, dute mai întâi la soție, pupo, îmbrățișează-o și întreabă cum te simți, ce ai făcut astăzi, cum ți-a mers. Și ea o să începe să vorbească acum. Iați 10 minute și ascultă. o Uite-te, nu răspunde la telefon, nu face nimic altceva, dar uită-te la ea, uită-te la ea în ochii ei și din când în când mai... Uh -huh. Uh -huh. După aceea, spune, scuză-mă, am ceva de făcut. Du-te-fă ce ai de făcut și apoi întoarce-te și pune următoarea întrebare. Te pot ajuta cu ceva? Dacă nimic nu se schimbă după ce ai făcut lucrurile acestea, sună-mă și spune, uite, frate Luigi, fac de două săptămâni treaba asta și nu, nu s-a schimbat cu nimic. Este imposibil să nu se schimbe. Simplu fapt că te-ai dus direct la ea, ăsta este un semn de iubire. Ai pupat-o, ai îmbrățișat-o. Simplu fapt că ai întrebat-o cum se simte și că ești interesat de răspunsul ei 5 sau 10 minute, ăsta este un mare semn de iubire. Și simplu fapt că ți-ai manifestat disponibilitatea și ai întrebat-o, te pot ajuta cu ceva, indiferent dacă ea spune da sau nu, pentru ea înseamnă foarte mult. Noi niciodată nu putem să înțelegem o femeie pentru că suntem bărbați. Cum nu putem să înțelegem cum e să naști. Așa nu poți să înțelegi o femeie. Există în limba engleză o carte care se numește Totul despre femeie. Am cumpărat-o la una dintre conferințele de familie pe care le-am făcut cu biserica noastră și am dat-o la fiecare bărbat. <laughs> și a venit un moment când le-am spus: haideți să deschidem cartea, să ne uităm în ea și să vedem să ne uităm la cuprins." Cartea este goală, e zero, nu i nimic în ea, toate paginile sunt albe. Știți care este ideea? O, o femeie atât de complexă și de misterioasă pentru un bărbat, încât el niciodată nu o va înțelege pe deplin. Trebuie să învățăm să o înțelegem pe femeie și femeia trebuie să învețe să ne înțeleagă pe noi. E foarte greu să înțelegi o femeie când ești bărbat pentru că ea e diferită. Și e foarte greu să înțelegi un bărbat când ești femeie pentru că ea, ea nu înțelege cum pe tine te deranjează critica. De ce te deranjează foarte mult când vorbește? Dar de ce? De ce nu-ți place să vorbim? Care-i problema? Logica bărbatului nu are nevoie de foarte multă explicație și nici de foarte multă vorbărie. În timp ce tăcerea și logica noastră sună un fel de izolare și de separare pentru femeie. Uh, Haideți să luăm o pauză, este și un sfert. Mă gândesc să ne luăm 10 minute de data asta și să nu mai cântăm. Știu că pastorii în general se feresc de metoda asta pentru că dacă ofer o pauză, un sfert dintre oameni pleacă acasă. Dragii mei, dacă vreți să plecați acasă, ne luăm la revedere, este alegerea dumneavoastră. Eu nu o să folosesc metode metode psihologice ca cu niște copii pentru ca dumneavoastră să rămâneți. Uh, ne întâlnim la și 25, puteți să mergeți la toaletă, puteți să beți apă, ne liniștim un pic că suntem aici de două ore și ceva și să nu ne afocăm. avem nevoie de un pic de pauză. Haideți să, pentru 10 minute, să facă fiecare ceea ce are nevoie să facă. Mulțumesc! Oameni dragi, apreciez că ați rămas. Permiteți-mi să spun în introducere o scurtă întâmplare, are așa o notă de umor. Se zice că un misionar american s-a întors din... Uh, spațiu african unde făcea misiune, pentru ca să mai strângă niște fonduri și să revină. El a mers la biserica de unde a plecat și la alte biserici. E o întâmplare care vizează timpul de acum 100-200 de ani în urmă. Și a mai mers la câteva biserici unde era cunoscut și pastorii au cerut congregație, bisericii, să, facă, să participe la o colectă pentru el. Și el dătea pălăria, așa cum folosim noi astăzi săculeții, și s-a întâmplat că s-a dus într-o biserică, a dat pălăria, s-a plimbat pălăria peste tot și când s-a întors, s-a uitat în ea, era goală, goală pușcă, n-avea nimic. <laughs> și a avut așa o prezență de spirit că s-a dus la microfon și a spus <laughs> Mulțumesc frumos că totuși mi-ați dat pălăria înapoi. <laughs> ați fost generoși. <laughs> da, așa și eu cu dumneavoastră, vă mulțumesc frumos că ați rămas. Mai, mai avem câteva minute să petrecem împreună. Aș vrea să spun două lucruri în timpul ăsta și să încheiem cu o rugăciune. Este adevărat că trei ore să stăm la biserică nu-i chiar puțin. Cu siguranță fiecare avea ce să faceți cu timpul ăsta astăzi. De aceea apreciez foarte mult că ați rămas. Sunt sigur că n-ați rămas de dragul meu, ci că ați rămas pentru că credem că e bine să vorbim despre lucrurile astea. Nu se potrivesc toate lucrurile pentru toți, dar cade pe o masă plină cu de toate, fiecare ne putem lua ce ni se potrivește pentru stomacul nostru și pentru gustul nostru. Spuneam că o să spun două lucruri. Dacă nu o să reușesc să spun două, o să spun doar unul și, oricum, înainte de unul, cu câteva minute ne oprim. Am intenția să spun faptul că noi, prin felul în care suntem ca indivizi, ne încadrăm în anumite tipare comportamentale. De pildă, uh, sunt cupluri care funcționează și sunt cupluri care nu funcționează. Ce au în comun cuplurile care funcționează? Cuplurile care funcționează au în comun, în primul rând, respectul fiecăruia pentru celălalt. Adică, fiecare se simte îndatorat și simte milă, simte respect, simte interes pentru celălalt, îi pasă de celălalt și încearcă să-l facă fericit. Această, această atitudine este una dintre cele mai nobile atitudini pe care un soț sau o soție o sau îl poate avea pentru tovarășul de viață. Apoi, Cuplurile care funcționează, pe lângă această atitudine de interes pentru celălalt, mai au respectul de a face toate lucrurile în consens. Ce înseamnă să faci toate lucrurile în consens? Orice discuție trebuie să se încheie cu un consens. Nu pot să trăiesc veșnic în dezacord cu tovarășul meu de viață, pentru că noi, Biblia spune, cei doi să se facă una. E, e ușor să ne facem una în intimitatea sexuală, pentru că este o bucurie a vieții, o nevoie a vieții și chestia asta se poate face doar într-un singur fel. Dar când vorbim despre complexitatea vieții în afara intimității, uh, sunt foarte multe variante și nu e chiar ușor să le potrivim. Dar, în general, sunt cupluri care evită conflictele. Sunt cupluri care se validează și sunt cupluri care se ascund, care se feresc de treburile astea. Așa că o să spun două, trei vorbe despre aceste trei genuri de cupluri, în speranța că cineva se va regăsi în turnul dintre ele și va primi o sugestie, o soluție la o problemă cu care el se confruntă. Subiectul ăsta este complex. Puteam să facem un, sub, Puteam să facem din el titlul conferinței, atât este de complex. Dar o să încerc să-l să prezint cât pot eu de scurt, dar dacă e posibil de înțeles. Haideți să vorbim puțin mai înainte de orice despre familia în care soții se validează unul pe altul. Înțelege ce înseamnă să te validezi unul pe altul, să fii de acord cu celălalt, să confirm ceea ce face celălalt, să îi dai, să bifezi cu verde la ceea ce a făcut el. Asta, această validare înseamnă să fii cu el, să fii pentru el, să fii de partea lui. Ăsta este stilul validant. Dacă vorbim despre stilul validant, în Biblie Avram a avut o manieră validantă, Iosif, Moise, Iosua, Samuel, întâlnim la ei această atitudine validantă. În această familie, soțul se consideră analitic, dominant și se simte responsabil să întrețină familia. De cealaltă parte, soția se simte a fi grijulie efectiv, expresivă și afectoasă. Cum funcționează o astfel de atitudine validantă? Uh, întotdeauna când validăm, suntem de acord cu partenerul. Spuneam aseară când am adus discuția despre cum să-ți respecti soțul, că una dintre atitudinile de dorit este să validezi ceea ce el face, ceea ce el spune, acțiunile lui, gândurile lui, sentimentele lui, dar asta nu înseamnă să o faci teatral. Nu înseamnă să o faci obligat, constrâns, ci înseamnă să o faci pentru că simți că ceea ce el spune este bine, ești în acord cu el, înțelegi lucrurile ca el. Nu trebuie să o faci de frică, nu trebuie să o faci numai pentru ca el să se simtă bine. Falsitatea nu ajută. A fi validant înseamnă doar a fi împreună, a fi cu, a fi pentru. Un al doilea gen de familie, din punctul acesta de vedere, este... Uh, Stilul volatil. Înțelegeți ce înseamnă ceva volatil? Ceva volatil este ceva ce se aprinde repede. Benzina, acetona, alcoolul, orice este volatil. Ei bine, asta este familia unde soții se aprind imediat. Așa a fost Ilie din Vechiul Testament, așa a fost Ioan Botezătorul, așa a fost Fiii Țeruiei, Fiii Tunetului, așa a fost Petru. Petru. Era canțăndăros un pic, în sensul că era cu tendințe colerice. Soțul din această familie, sigur că este diferit. Această atitudine de a fi volatil se referă la soțul sau la soția care se aprinde repede. El, el sau ea nu pot discuta, nu pot argumenta, pentru că imediat se aprind. Ăsta este genul de familie unde ei nu pot purta amândoi un dialog. De ce? Pentru că într-o fracțiune de secundă dialogul se transformă într-o ceartă. De ce se transformă într-o ceartă? Fiindcă ei, în structura lor, nu au capacitatea, nu au răbdarea, nu au educația necesară ca să stea și să-l asculte pe celălalt. Celălalt să-l asculte pe el. Împreună să găsească o soluție de mijloc. Ci fie în care încearcă să se impună. Soțul se impună cu ce are masculinitatea, cu forța, Soția se ocupă cu ce are soția, cu pendularea. Ei, genul acesta de familie funcționează automat, pentru că corectările care sunt necesare a fi făcute nu pot fi făcute pentru că nu există capacitatea de discuție. Nu pot, nu pot avea o ședință cu privire la o problemă. Că iau foc, se ceartă, imediat se ceartă. Într-o clipă ridică tonul, țipă unul la altul, celălalt. De obicei când un bărbat se supără, reacționează în două feluri. Primul fel, se închide în el. Mai să știți că bărbatul din punct de vedere psihic, neuropsihic, e ca un dulap care are multe sertare și fiecare sertar corespunde unui, unei activități din viață. Familie, biserică, hobby personal. Uh, serviciu și to toate celelalte. Dar are și un sertar cu nimic. Bărbații au un sertar cu nimic. A observat, te uiți la el, se uită prin tine, dar nu e prezent, dar e acolo. E acolo, dar nu e acolo. Uite, alba nu e neagră. E, bărbații se odihnesc. Ei intră în sertarul ăsta când au, intră la ședință cu ei pentru anumite lucruri care sunt foarte grele. De pildă, a venit timpul să plătești rata la bancă și nu ai bani. El o să intre în sertarul la cu nimic să se gândească, să nu-l scoți de acolo, că oricum nu stă mult și iese el că dacă îl scoți, iar intră acolo, că îl împinge nevoia. Femeia nu are sertarul cu nimic și nici nu are sertare. Ea are un dulap și când îl deschizi e ca poșeta ei, fără nicio despărțitură. E tot așa, e o cameră singură. Și acolo e un fel de, 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 de plasă și toate interacțiunile sunt niște impulsuri nervoase, de aceea femeile sunt istorice. Nu să știți că soțiile sunt istorice. Adică dacă faci un lucru astăzi, ea mai aduce aminte că ai mai făcut asta acum 25 de ani sau acum 35 de ani și tu nici nu mai ții minte că l-ai făcut, dar ea ține minte. Noi ca să facem asta trebuie să deschidem un sertar. Apropo, un bărbat nu poate să deschidă decât un singur sertar odată. Dacă vrea să deschidă altul, păsta trebuie să-l închidă. Dacă soțul cu soția se ceartă acasă și urmează să vină la biserică, el a deschis certarul cu familia. S-a certat, închide sertarul cu cearta și cu familia și deschide sertarul cu biserică. Aici nu e nicio ceartă. El vine la biserică, el e liber. El poate să se roage, poate să cânte, poate să se bucure. Te uiți la el și nu arată ca fiind supărat. De ce? El e în alt certar, într-o altă lume, într-o altă dimensiune. Ea, în camera aia e și cearta, în camera aia e și biserica, în camera aia și copiii, în camera aia e toată fața pământului. E o aglomerație și o și o emoție acolo și niște conflicte și niște tensiuni, de fapt nu conflicte, tensiuni, presiune. De aceea n-ai cum să înțelegi o femeie, n-ai cum să o înțelegi, dar n-ai cum să o înțelegi. Revenind la stilul volatil, la stilul ăsta care se aprinde repede, sunt familii care... Dacă sunt amândoi, atunci este destul de complicat, că se creează o hipervolatilitate. O hiper dacă e numai unul, celălalt poate un pic să absorbe, poate un pic să amortizeze, dar atât cât poate. Însă aceasta, aduceți-vă aminte, cum spune, care e termenul lui Cornilescu, cuvântul biblic în traducerea Cornilescu la, la această volatilitate? Mai țineți minte cine poate să spună? E, e, o, e o denumire de un păcat de fire pământească, iuțime. Și de multe ori Pavel spune, orice iuțime să piară din mijlocul vostru. Iuțimea să știți că se poate corecta în momentul în care un om își dă seama că să fii iute sau curvar înaintea lui Dumnezeu e la fel de păcat. La fel de păcat. Păcatele nu sunt mari și mici. Păcate. Iuțimea este un păcat de valoarea adică nu de valoare, de uh, gravitatea, asta era cuvântul care îl căutam, de gravitatea oricărui alt păcat. În momentul în care eu eu am avut problema asta, asta și încă mă o mai am într-o oarecare măsură. Nativ, genetic, specific, am chestia asta. Sunt 30 de ani de când mă lucru cu lucrul ăsta. 30 de ani, nimic n-am investit mai mult decât în, în, în lucruri de genul acesta. Sigur că în cei 30 de ani am realizat mult cu privire la aspectul ăsta, dar nu l-am terminat să revin. Când cineva conștientizează că are o problemă, care e păcat, care ofensează sfințenia lui Dumnezeu, el care se roagă și Dumnezeu îi răspunde, Dumnezeu îl îngrijește, îl milește, îl binecuvintează, omul se simte dator și vrea să se corecteze, să se sfințească, Că noi nu rezolvăm problema venind la biserică, rezolvăm problema profitând de faptul că venim la biserică ca să, ca să, avem mediul necesar unde să ne sfințim viața. Și omul începe să lupte împotriva acestei iuțimi. Începe să postească, să se roage. Începe să... Când eu am o discuție cu fratele Daniel sau cu oricine altcineva și simt că la un moment dat presiunea emoțională crește. Ei, eu știu că urmează să-mi sară capacul. În momentul ăla, Mă retrag și vorbesc cu mine și spun, acum trebuie să am grijă că mă prind, mă prind. Și îi spun, iartă mă, te rog, trebuie să merg până la toaletă. Mă duc și spun, Doamne, nu vreau să mă cer cu omul ăsta. Nu vreau să, să mă dau din nou un spectacol. Ajută-mă să fiu rațional. Ajută-mă, te rog, să mă duc și să, să discut la nivelul argumentelor. Doamne, ajută-mă să, să stau concentrat pe. să nu cumva să însară capacul. Nu pierd din vedere perspectiva săririi capacului. Mă întorc și încerc să nu pun presiune pe el, să nu încordez discuția, dar tot timpul mă gândesc la mine, nu cumva să trec de, de zona aia unde pentru câteva clipe pot să spun o grămadă de prostii. Iată, dar cum eu pot să lucrez la treaba asta, că asta e mine nu o uit acasă. Asta sunt eu. Dumneavoastră înțelegeți ce e a fire pământească? Fire pământească este dimensiunea materială. Asta e temperamentul. Psihologia îi spune temperament, Biblia îi spune fire pământească. Asta e firea pământească. Asta este sediu sentimentelor. Nu sediu sentimentelor. Asta este sediu instinctelor primare. Aici este ispita, la nivelul ăsta vine ispita. Aici e sexualitatea. Aici e mânia, aici e iuțimea, aici e mândria, megalomania, nebunia, desfrâul. Aici sunt în firea pământească. Asta trebuie supusă. Înăuntru e un om care se naște când omul se naște din nou. E omul nou în Hristos. Îl mănâncă Biblie, rugăciune, post, părtășie cu frații. Astea devin alimente care, el, care pe el îl hrănește. Dacă vrei să devii un om duhovnicesc și să-ți controlezi viața, Deși ai multe obiceiuri păcătoase, hrănește omul dinăuntru, hrănește-l citind scriptura, e un fel de ciorbă, de supă, hrănește-l rugându-te, e un fel de felul doi, hrănește-l postin, mai ales postin, postul limitează energia, adică nemai mâncând numai energie, manifestarea păcatului întotdeauna se face cu energie, Îți trebuie baur, bași benzină, ca altfel rămâi în drum. Ei, ia un felul 2, ia un felul 3, ia, ia ceva de desert, hrănește omul din lăuntru și 2, partea a doua, înfometează-l pe ăsta, înfometează Fără pornografie, fără glume proaste, fără o senzualitate în afara familiei, fără erotism. Încearcă să, să trăiești într-o zonă de puritate, încearcă să te gândești în tot ce faci, lui Dumnezeu îi place sau nu, asta să-ți fie cântarul, lui Dumnezeu îi place sau nu. Dumnezeu îi place sau nu? Dumnezeu îi place sau nu? Dacă nu îi place, răstignește chestia aia care îți place ție. Vă aduceți aminte că spune Biblia, răstigniți firea voastră pământească și apoi, care sunt exemplele pe care le dă Scriptura? Începe cu sexualitatea, că asta este cea mai mare problemă, mai ales la bărbați. Dar nu numai, și femeile sunt ființe sexuale, nu numai bărbați. Numai că bărbații au, au inițiativa aia care vine din neurotransmițător, dopamină, serotonină, epinefrină și mai ales adrenalină. Ei, el are, are pornirea într-o fracțiune de secundă, ea trebuie pornită de el. Asta se numește legea entropiei faci o casă și încet, încet se dărâmă singură. Care sunt argumentele evoluționismului când lucrurile se degradează singur? Omul își face casa nouă și se strică, trebuie să, tot trebuie să o repare. Legea entropiei. Am lăsat asta în picioare și am găsit-o culcată. Ați văzut cu ochii dumneavoastră. probabil că ar trebui să mai spun un lucru sau două. ar trebui doar să mai spun, doar să, să numesc, să enunț. Cel de-al treilea stil este evitant. Stilul evitant este Isaac. Vă mai aduceți aminte de Isaac? Dacă citiți istoria lui, veți vedea că a fost un om foarte cal, liniștit. A fost, dacă astăzi cineva îl numea, spune a fost un bărbat moale. Un bărbat liniștit, 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 de trei ori liniștit. De asemenea, Eli a fost un astfel de bărbat. Lea a fost. Vă aduceți aminte că am citit despre ea? În încheiere o să fac un pic de aplicație. Ei, stilul evitant este compus din oameni foarte pașnici. De obicei sunt flegmati sau melancolici. Ei au energie mai puțină și sunt, sunt introvertiți. Sunt oameni foarte pașnici, foarte liniștiți. Nu e, un, nu e o calitate, nu e un defect să fii coleric. Este doar să fii coleric. Pentru că colericul are calități și defect. Nu e o calitate și nu e un defect să fii sanguinic. Are calități și defecte. Și la fel este și, flegmaticul și melancolic. Are defecte specifice și are calități specifice. Nimeni nu este coleric 100%, ci e coleric dominant. Dar are anumite valențe și de la sanguinic, flegmatic sau melancolic și invers. Dar un, un, un tip temperamental nu este specific. Însă, indiferent cum ești, sfințenia este posibilă pentru fiecare temperament. Caracterul ți-l poți construi, îl poți modela. E adevărat că e un pic de luptă, e un pic de hedec de bătaie de cap, dar se poate modela, temperamentul nu-l poți modela. Ăsta este genetic, este scris în codul tău genetic și ăsta nu se poate schimba. Culoarea ochiului, ochiilor îți rămân așa de la naștere până la moarte, indiferent prin ce experiențe treci, unde ești promovat, dacă schimbi serviciu, dacă te pocăiești sau nu te pocăiești. Aceste trei genuri de familie. Genul validant. Genul validant este familia care poate să discute. Ei sunt oameni liniștiți, totul la ei este o ședință liniștită. Ei pot discuta despre orice, ei folosesc argumentele. Sunt niște oameni stabili emoționali. De obicei, flegmaticul e cel mai stabil emoțional. Apoi vorbeam puțin mai devreme despre volatil, despre cel care se enervează repede. Ăștia sunt colerii sangvinici. Aici sunt oamenii care se aprind imediat, imediat se aprind, imediat le trece, dar între cele două e o tensiune de dacă nu mori, atunci se termină repede, să e adevărul. Ei se supără repede, pot spune o grămadă de lucruri grele, dar când ei se opresc, uit aproape. Ei te iartă în mod desăvârșit. Flegmaticul este adevărat că e cu minte și liniștit, dar când se supără 20-30 de ani, ia ca să, se, să, să te ierte. Și ultimul este, așa cum spuneam, evitantul. Familia evitantă atât de mult ține la pace încât renunță la dreptate. Lasă lucrurile aproape oricum, doar pentru că nu au forța necesară să confrunte și să și se certe un pic ca să rezolve o problemă. N-are nicio importanță ce fel de om ești. Are importanță în ce măsură îți dezvolți omul care ești. Degeaba ai vrea să fii așa pentru ca să ajungi să te sfințești, nu o să fii niciodată așa. O să rămâi omul care ești acum. Dar îți poți dezvolta caracterul pe următoriu criteriu. Ce îi place lui Dumnezeu, o să-mi placă și mie. Dacă mie îmi place ceva și nu îi place lui Dumnezeu, pentru onoarea Dumnezeului meu care îmi dă zile. Când am fost tânăr, am făcut sport de performanță și am avut un băiat cu care am făcut sport și el e în pământ de vreo. 25 de ani, cam așa, 25 de ani, i-au rămas doi copii în urmă și soția văduvă. Eu de 25 de ani continui să trăiesc. Pe el l-a mâncat viermii. Să nu-i fiu dator lui Dumnezeu? Pot să nu fiu. Dar nu-mi permit. N-are nicio importanță ce-mi place mie. Dacă las carnea asta să-mi spună ce-mi place, tot ce îmi place va fi destrăbălare și mizerie. O satisfacție, o satisfacere a instinctelor primare cât mai mizerabilă. Dacă țin cont de omul din lăuntru, care s-a născut din nou prin pocăință și credință, cel care s-a născut din nou, cel care se hrănește cu lucrurile sfinte, dacă el este hrănit și firea înfometată, omul din lăuntru îl va subordona pe omul din afară. Dacă hrănesc omul din afară și îl fometez pe cel din interior, carnea va dicta și îl va comanda pe omul dinăuntru, care de abia mai găsești prin culțul patului, pe undeva pe suplapuma, pe supătura. De ce? Pentru că nu e hrănit, nu este dezvoltat, nu-i ofer un mediu să se dezvolte. Oameni buni, noi suntem ceea ce ne hrănim să fim. Dacă ne hrănim cu păcat, indiferent de forma în care există el, atunci tot ce se va produce va fi din materia asta primă. Dacă toci carne de câine, de iepure, de măgar și de porc și de pui și de vițel, și bucată și tocată, va fi aceeași carne, va avea aceeași compoziție din animalul din care vine. Ei, tot la fel suntem și noi. Și acum spuneam că încheiem în câteva minute și încerc să mă țin de cuvânt, revenim la pasajul cu care am început. Și eu am o pasiune să vorbesc despre iubire. Eu am fost iubit de bunica mea care m-a crescut, dar n-am fost iubit de părinții mei că ei au dispărut. Sau ei au divorțat la șase luni de viață, când eu am avut șase luni de viață și am rămas singur. Bunica mea m-a crescut, n-am mai avut fras, n-am mai avut surori. Și iubirea a fost pentru mine întotdeauna un vis. De asemenea, a fost pentru mine un mare vis să am o familie care să nu divorțeze niciodată, care să rămână până la capăt împreună, o familie care să-și crească copiii, să-i educe și să plece din lumea asta cu misiunea împlinită. Am reușit atât cât am reușit ca oricare al muritor cu o grămadă de slăbiciuni, de alunecări, de defecte, dar aș vrea acum să fac un pic de aplicație practică înainte de rugăciune pe cazul acestei femei. Astea au fost două surori, Rahela și Lea. Rahela a fost frumoasa familiei, Lea a fost altfel. Și când Iacov a apărut în peisaj, prințul care a venit să se însoare undeva departe de casa lui, a pus ochii pe, sigur, pe fata frumoasă, pe băieții, asta îi atrage, frumusețea. Și mulți se nenorocesc datorită frumuseții, pentru că nu în spatele la un corp frumos, nu întotdeauna ai un suflet frumos. Dar băieții află asta doar când îmbătrânesc. Și noi nu ne căsătorim la bătrânețe, ne căsătorim din nefericire la tinerețe. Din nefericire, sigur că nu e adevărat ce am spus, dar ar fi bine să fie adevărat. Haideți să revenim. Tatăl acestor fete era un bandit, era un, era un oportunist și un materialist. Vă puteți da seama cât de materialist a fost? Încât atunci când a venit Iacov, în, vreme, în cultura aia, fetele se vindeau. Și el a muncit șapte ani ca să o cumpere pe Rahela. Numai că noaptea nunții, imaginați-vă într-un cort, în besnă, Biblia ne spune că au avut o masă, probabil că au consumat alcool. Nu insinuiesc, probabil. Și când s-au culcat, s-a dus el în cort cu nevasta lui, taică să în loc să -o, o, trimită în cort pe Rahela, a trimis-o pe sor sa, pe Lea. Dimineața când s-a trezit Iacov și s-a făcut lumină, când s-a uitat lângă el, dar ce cauți aici? Era Lea, nu era Rahela. Nu mai imaginați-vă cum s-a simțit ea folosită, cum s-a simțit el trădat, cum s-a simțit Rahela care a rămas afară și aia ce-o fi avut în cap. Gândiți-vă la, la drama la situația asta. Și acum el se împodobește cu două femei. Pe una care o vrea și pe una care a apărut acolo și ce să-i mai facă, unde să o trimite, lasă-o și pe asta aici cu o fi bună de ceva. Și exact așa a rămas Lea, o femeie care s-ar putea să fie bună de ceva. Roata de rezervă de la mașină. Și uitați ce spune scriptura. Domnul a văzut că Lea nu era iubită. Pe mine mă termină subiectul ăsta. Pe mine mă termină subiectul ăsta. Este subiectul meu preferat. Domnul a văzut că Lea nu era iubită. Dumnezeu vede întotdeauna când cineva nu este iubit. A nu fi iubit în cazul în care e căsătorită este un abuz, e un furt. Este un păcat. Orice bărbat are obligația să scoată din buzunar și să-i dea pentru că este obligat să-i dea soției lui iubirea. Iubirea ei e la el. Iar el nu poate opri pentru că e a ei. Iubirea din sufletul lui, e a ei, trebuie să-i o dea. Altfel, Dumnezeu vede și se supără. Vă mai aduceți aminte subiectul de seară când Dumnezeu nu mai ascultă rugăciunile? Doar ei îi ia apărarea, nu lui, că ea e vulnerabilă, el nu e. Bărbatul e independent, ea e dependentă. Uitați ce se întâmplă. Domnul a văzut că Lea nu era iubită și a făcut-o să aibă copii în timp ce frumoasa Rahela este sterilă, nu naște. Și fiți atenți, femeia asta care avea complexul de inferioritate, o femeie neiubită, face un copil și ea știe că un copil va fi un dar pentru bărbatul sau mai ales dacă e un băiat. În vremea aceea totul se măsura în număr de săbii în băieți. Un băiat era un războinic. Fata asta, femeia asta, i-a făcut patru băieți. Și ai hai să luăm, îmi iau un minus sau două. Haideți să luăm pe rând. La primul băiat, uitați ce zice ea, Lea a rămas însărcinată, a născut un fiu și i-a pus numele, vedeți fiu. Adică, ea i-a zis lui bărbatul să uite băiatul, N-ai încotro, pune mâna și iubește-mă. Uite ce ți-am dat. Însă el nu i-a dat nimic și n-a iubit-o. Naște un al doilea copil și îi pune numele Ascultare, dar el n-a ascultat. Naște al treilea copil și îi pune numele Alipire, numele Alipire și zice ea, de data asta soțul se va lipi de mine. Nu s-a lipit de ea. Face al patrulea copil și ea se resemnează. Își dă seama că nu poate să-i cumpere iubirea. Și știți ce spune? De data asta îl voi lăuda pe Domnul și vă voi mulțumi cu iubirea pe care mi-o va da el. Pentru că de la soțul meu îmi dau seama acum, deși nu-mi place că îmi dau seama de asta, el nu o să-mi dea niciodată iubirea. Femeia asta a trăit o viață complicată. A acceptat și s-a resemnat cu faptul că soțul nu o iubește. Și s-a mulțumit doar cu iubirea lui Dumnezeu. Iubirea lui Dumnezeu a rămas refugiu ei, soluția ei și viitorul ei. O femeie care trăiește lângă un bărbat care o tratează cu indiferență. Probabil că avea o relație intimă, evident, a făcut copii, era soția lui. Dar el n-a ales-o. El n-a iubit-o. Iar ea pur și simplu s-a trezit subordonată, subordonată, legată prin legământul de căsătorie cu acest bărbat care n-a iubit-o niciodată. Asta, pasajul acesta are, are așa o încărcătură, o dramă, o suferință în el ieșită din comun. Femeia asta a trăit o singură dată și ne iubită. Dacă ar fi fost fica mea, m-aș fi dus peste el. Nu i-a luat nimeni apărarea. Viața noastră e scurtă și uneori ne împodobim cu un tovarăș de viață care ne face această scurtă existență nefericită și însângerată și înlăcrimată. Când am fost tânăr, n-am gândit așa. Eram preocupat să am dreptate, mi-era teamă să nu mă țină Carmen sub papuc, era mentalitatea satului în care am crescut că bărbatul are întotdeauna dreptate, Anii au trecut. Și felul în care s-a comportat această femeie, 38 de ani, față de mine, m-a condus la admirația de a îmi schimba felul în care mă raportez la ea. La vârsta asta, nu mai am nevoie să am dreptate în raport cu ea. Mă uit la toate sacrificiile pe care le-a făcut. De câte zeci de mii de ori mi-a spălat hainele, m-a așteptat, eu am călătorit toată viața. Absolut niciodată când m-am întors acasă n-am găsit-o dormind, indiferent cât a fost ceasul. De sute și de poate de mii de ori m-am întors noaptea, cine știe la ce oră. Niciodată n-am găsit-o dormind, fără excepție, niciodată. Ace am văzut în această femeie un spirit de sacrificiu dincolo de capacitatea de a-l înțelege. Ei, lucrurile acestea m-au pus în situația să mă gândesc cum răspund eu la această atitudine. Frații mei, surorile mele, Dumnezeu a fost supărat pe acest bărbat că nu a iubit-o pe Lea și a încercat să îi compenseze satisfacția ei de femeie oferindu-i copii, dar și capacitatea să spună de astăzi înainte. Mă voi mulțumi cu dragostea lui Dumnezeu. Eu sunt sigur că noi nu suntem aici foarte mulți oameni, dar sunt sigur că atâția cât suntem, fiecare are bucuria și necazul lui. Nu există nici măcar un om care să nu aibă undeva o cruce, un ghimpe, ceva care doare. Aș vrea să ne rugăm acum în încheiere și să stăm în fața lui Dumnezeu gândindu-ne la calitatea vieții noastre de familie. Mâine-poi mâine eu o să mă opresc. Dumnezeu o să mă cheme acasă și o să rămână doar o mică poveste a unui om care a trăit nu știu câte zeci de ani. Și o să ajung în fața Domnului și Dumnezeu după dreptate o să mă judece. Câți oameni am siluit eu? Câți oameni am supărat eu, am însângerat eu, am înlăcrimat eu, am nedreptățit eu, am jefuit eu, am lovit eu. Câți? Dumnezeu care e drept și e Tatăl la toți oamenii, Tatăl meu din ceruri e și Tatăl lui Carmen. El este în egală măsură Tatăl meu și Tatăl soției mele. Lui nu-i pasă numai de mine. Lui pasă și de ea la fel de mult. Trebuie să am omenia. Trebuie să am curajul, demnitatea, onoarea de a o trata cu respect. În primul rând, pentru că este soția mea. Am făcut împreună trei copii. Ea a crescut cu mult sacrificiu și a trecut prin multă suferință în viața asta. Nu trebuie să vină pastorul să-mi ceară lucrul ăsta. N-am ajuns așa de jos. Pastorul să știe și pentru mine și pentru el ce trebuie făcut, iar eu să nu știu nici măcar pentru mine. Trebuie neapărat la vârsta asta să fac din calitatea căsătoriei mele scopul vieții mele. Care este părerea copiilor despre mine? Ce văd ei în mine? Există admirație în ochii lor, în privirea lor, în sufletele lor? Sau un dispres pe care încearcă să-l ascundă? Ce văd ei în viața mea? Un oportunist, un exploatator, o persoană care profită de orice pentru, pentru el, sau un om care se risipește pentru alții și pentru familia lui? Care e modelul de familie pe care l-au văzut la noi? Stimați prieteni, dacă mor azi, biserica pe care o păstoresc își va aduce alt păstor. Mașina mea va fi vândută și un alt șofer o va conduce. Dar soția mea, copiii mei, ei nu vor putea să mă înlocuiască. Și tocmai pe ei sunt tentați să-i neglijez astăzi. Conferința asta de familie are rolul să ne ajute să intrăm în interior și să primim demnitatea de a ne raporta față de tovară și de viață, așa cum vrea Dumnezeu, cu milă, cu bunătate, cu respect, cu dragoste. Acestea nu sunt povești. Pocăința nu e o poveste, pocăința este o realitate. Vedeți, colind lumea, și spun câte ceva într-o parte și în alta. Și să nu fiu în stare să fac femeia asta fericită. Să se simtă fericită lângă mine și să nu-i par rău că s-a căsătorit cu mine. Să nu-i treacă niciodată prin cap gândul ăsta, bă, dacă mă căsătoream cu altul. Poate că l-am ar fi iubit mai mult. Toate aceste întrebări. Maniera în care gândim în, în clipele astea. Este o manieră care e produsă de demnitatea unui om care vrea să fie sigur că n-a trăit degeaba. Avem la dispoziție o singură viață, câteva zeci de ani, ca să fim împotriva lui Dumnezeu sau pentru Dumnezeu. Ca să facem fericiți pe cei pe care i-am luat de la măsa și de la taso, promițându-i marea și sarea. Sau pur și simplu, să le transformăm viața într-o experiență foarte dureroasă. Vedeți? Nu putem să intrăm în trecut. Trecutul e încuiat. Dar mai avem la dispoziție ziua asta și dacă Domnul va îngădui și din zilele viitoare. Ce avem de gând să schimbăm? Ce avem de gând să schimbăm? Ești satisfăcut dacă acum ai muri? Crezi că Dumnezeu s-ar bucura de ce ai făcut până astăzi? S-ar bucura Dumnezeu de calitatea vorbelor pe care le-ai spus, de calitatea faptelor. S-ar bucura Dumnezeu câte lacrimi a vărsat omul de lângă tine, doar pentru că atâta ai știut să produci. Gândește-te la lucrurile astea. Există o dreptate care se va face într-o zi. Și pentru mine, și pentru Carmen, și pentru noi toți. Dacă aș putea să trăiesc toată viața mea cu gândul ăsta în Suflet, aș muri în păcat. Am fost un copil fără părinți. Mi-am propus să fiu un tată bun și un soț bun. Nu prea am reușit decât atât cât am reușit. Dar continui să-mi îmbunătățesc calitatea vieții și raportul față de soția mea și față de copiii mei și față de nepoții mei. Ăsta este visul meu. Nu știu cât mai este la dispoziție, dar atât cât mai este, o să încerc în continuare să fac același lucru. Pentru că mi se pare singurul lucru necesar. Am fumat, am băut, am făcut prostii înainte de 21 de ani când m-am convertit. N-am câștigat nimic. Nimic. Anii ăia sunt rușinea mea, care o trag după mine. Vreau să fac altceva cu viața mea. Vreau să-mi iubesc fata asta pe care am luat-o de la, de, de la maică sa și de la taică sa Și ea a crezut în mine când i-am spus că te iubesc, a venit după mine și a devenit soția mea. La ce folos toată filozofia mea dacă, dacă nu reușesc să fac fata asta fericită? Să fie bucuroasă că s-a căsătorit cu un om care știe să iubească, să ierte și să-l facă fericit pe, pe cel de lângă el. Gândiți-vă la lucrurile astea. Nu vreau să devin patetic, dar să știți că fiecare dintre noi ne-am născut într-o familie și murim într-o familie. Haideți să ne ridicăm, să stăm în fața Domnului și să ne gândim la povestea tristă a acestei femei. Povestea tristă a acestei femei s-ar putea să fie povestea soției mele sau povestea soției dumitale. Povestea soțului meu sau povestea soțului dumitale. Să stăm în fața Domnului și să luăm decizii noi. Nu ne oprește nimeni. Dumnezeu este la dispoziția noastră ca să ne sfințească. Haideți să intrăm în rugăciune și Duhul Sfânt să conducă rugăciunea noastră. Amin.